La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau să știu, mii de mulțumiri că faceți acest lucru. În mod normal, la cel mai sincer mod, n-ar trebui să prezint deloc invitata noastră de astăzi, ar trebui să dăm camera pe dumneai ei, o să zic mai încolo pe ea, ca să nu, o să vedeți de ce, și asta ar fi tot. Dar pentru că trebuie să fac o introducere, zic doar atât. Am copilărit pe și cu muzica ei. De multe ori se spune la niște cântăresc că am copilărit, dar aici chiar la propriu am copilărit cu muzica invitatei noastre de astăzi. Ca să nu mai lungim și să pierdem vremea, Mirabela Dauer. Sărumâna și bine ești venit. Nu! Ce puști? Arăta adică puști? Eu când m-am născut erai și tu? Nu! Am crescut. Păi nu că v-ați născut mulți în ziua aia și nu mai aveam loc și eu. M-am născut unii în... aleși. Da. Două secunde doar, îmi iau 100 de euro pentru dumneavoastră. Da, da? Vezi că eu o iau. Ce faci, Mirabela? Așa. Da? Și ca să nu mai zici Mirabela, zi Mira. Mira. Gata. Da. Mira. Că-mi ia banii și e păcat. Când era adică Mira aia la televizor la ora 10, da, existai? Hai să dăm mână cu mână, nu să termina cu... De erai? Cu da. Mă mir. A, păi arăta tânăr să rămână. Da. Să rămân. Ai văzut? Gata, să rămân. În m-am dat bine de la început cu tine. Da, frumos. Stăm mult, stăm 3-4 ore dacă e povestim toată viața. Păi ce? Și nu pot să stăm, nu pot. De ce? Păi trebuie să mă duc la mici cu tine. Măi, săptămâna viitoare. Mirabela Dauer, mă doare sufletul să spun lucrul acesta, iată o știre pentru Cancan, nu a fost niciodată la mici, la terasa Obor. Să-ți fie rușine. Să-mi fie. Da. Recunosc. Dar, până când acest podcast, că noi înregistrăm acum, da, va fi publicat, noi vom sparge gheața, de-abia corect? De-abia aștept. Vezi că rămâne înregistrat? De-abia aștept. Treaba adiță, băi, da, bun. Dar eu știi când spun un lucru, da, culmea, mă țin de cuvânt. Păi și ce ne-a zis că nu? Nu. Până la un 12 să merge ca să fie grătarul avem... cald. Așa. Cum ai putut trăi până acum? Mă duc mai de vreme așa ca să-l păzesc. Zim de sănătate. Bine. 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 Tot ok. Bine, totul. Acum lăsăm bășcălia la o parte, fiind serioși. De ce v-ați născut toate în aceea zi și cu Daniel Iordăchioaie? Da, adică, să le spunem oamenilor, nu cred că Daniel, Margareta, Angela și eu. Angela înseamnă Angela Similea. Da. Margareta înseamnă Margareta Păzlaru. Da. Daniel e Daniel Iordăchioaie. Da. Și Mira e Mirabela Dauer. Suntem aleși. Când ați vorbit? Înainte? Sau? Înainte am vorbit. Înainte. Am hotărât pe 9 iulie ne naștere. Cine e prima? Prima e Margareta. A, deci a dat tonul. Margareta ne-a tras și pe urmă pe Angela, pe urmă pe mine și ultimul e Daniel. Și de ce ai zis că ele sunt fete? Și știi cine mai e? Cine? Și Lelia Munteanu. Tot pe... Pe nouă. Pe nouă. Mamă, e petrecere mare de tot. Da. Dar de ce ai zis, am auzit eu sau n-ai spus? Parcă ai spus că ele sunt serioase. Adică ce înseamnă ele sunt serioase? Păi nu, dar eu recunosc lucrul ăsta. Ele sunt, în comparație cu mine și cu Daniel. Și ăsta este nonconformist și zăpăcit. Eu sunt și mai zăpăcită ca el. Mai, măi, mie îmi place foarte mult viața și mie îmi place să fiu așa cu voi, cu tineretul, să trăiesc. Să rămân asta cu tineretul, e bine. Ai văzut, te-am încurajat? Da, mă simt ca la 20 de ani. Așa trebuie să fii. La Techirghiul ai fost? Vreodată? Încă nu, dar poate mă duc. Acolo am avut, tinerești. Nu, dar am avut câteva spectacole acolo. Da. Da. Păi e undeva în țară. I-am întinerit eu pe ei. Da? Da. E undeva în țară unde n-ai avut? Vorbesc serios. Unde? Pe bune. Adică unde-i vrea să te duci? Foarte multe locuri unde nu am fost niciodată. Păi mai e timp. Păi da, da, nu mă cheamă, stai puțin să aranjăm. Păi că se aude acum și... Hai, auziți, chemați-mă că am aici de la treabă. Noi știi cum e, am o veste proastă, trebuie să te duci departe rău de tot în amintire. Adică, de exemplu, după ce te-ai născut, ce ai făcut? Și acum începe povestea. După ce m-am născut și că am lătrat. Lătrat. Da, păi iubesc prea mult căței ca să nu fi lătrat eu. Părinții cântăcioși ceva, de unde asta? Mama mai îl zăpăcea pe taică-miu așa un pic, dar nu, lălăială. Deci nu profi. Nu profi eu. Eu am fost profi, ceea ce nu au fost prea încântați. Taică-miu barem deloc. Bun, și când erai mică și te întreba, Mirabela, ce vrei să te faci? Nu, niciodată, nu. N-ai nu zis cântăcioasă? Nu. Dar ce voiai să te faci când erai mică? Și plus că eram foarte rușinoasă. Dacă mă puneau ai mei să cânt, veneai tu în vizită. Ce se cânta pe vremea aia? Adică dacă eu cântam muzică populară. Din totdeauna? Adică la început? Da. Îți ieșea? Îmi ieșea și acum vreau să spun că sunt... Bine, întotdeauna am fost îndrăgostită de muzica populară. Chiar și de manele bune. Da, care e muzica populară din Orient. Mie îmi place muzica bună. Corect. Și sunt manele, adică piese...
cântate de interpreți de mare valoare. Mare. Hai să nu fim ipocriți, știi, să o dăm nu că fim. Nu. Hai să nu Eu fim. Sunt un om corect. Începe Neavali cu hai să văd pe toată Vali. Lumea cu mâinile sus. Și vreau să văd pe Adi Minune care hai cântă. Să nu fim. Are un glas splendid. Și mai sunt foarte mulți. Da. Dar deci tu muzică populară. Populară, asta urechistă ideam. Sau cum? Urechistă. 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 Dar talentul de unde? Lasă, Doamne, de la Doamne, mama. De mama. De la mama. Viața din Mărea, pe lângă tata așa. Bun. Și tata ce a zis? Ușor cu muzica populară. Nu, nu cu orice muzică. Nu. O să mor mamă de foame. Erau două fete. Nu, nu. Nu, avea două fete și nu. Știi că părerea părinților despre artiști e invers. Și nu. Pentru că toți artiștii sunt băgați în aceeași oală. Copilărie frumoasă? Grea, nu, frumoasă? Nu, nu, nu. Nu. Până la 3 ani l-au luat pe tata, l-au săltat, l-au băgat la pușcărie. Dușmanul poporului. Chiabur? Sau ce făcuse? Nu. Nu vreau să răscolesc, dar... Nu, nici nu spun lucrurile astea, adică nu le... Așa le amintesc pentru că nu-mi fac o deosebită plăcere... N-am avut copilărie frumoasă, noroc cu unchiul nostru care era ziarist, bineînțeles dat afară, pentru că eu m-am născut evreică, eu sunt de ric, mozaic. Bun. Și tăticul meu a avut o funcție, nu știu, pe la Iruc a lucrat sor mea, la Ministerul Comerțului. Mă rog, așa era... În fostul, fel, adică înainte, fostul, în da. Fostul. Dar comunist, tatăl meu a fost un comunist convins, un tânăr de ăla nebun, care credea în chestia asta. Dar frumos, un altfel de comunism. Nu ce s-a întâmplat. Altfel, ceea ce s-a întâmplat n-a fost chiar atât de rău, acum e mai rău. Bun, scuze. Da, tăiem la montaj. Și atunci cum de l-au luat? Dușmanul poporului. I s-a înscenat, îți dai seama. Ce e o problemă asta? De ce nu, pui? Cătălin nu mai pune întrebări. Da, știu, și acum mai ales se pe vremea asta. Aia. Și pe mai vremea asta vremea acum mai rezolva... mult. Și pe vremea asta mai mult. Bun, și mama ce a făcut? Da, mama mea, fiind o mică alintată, tata n-a lăsat-o la muncă niciodată. Unchiul meu a avut grijă de noi. Sora mea care avea 10 ani, 11 ani, a trebuit, dar lucrurile astea eu le-am mai spus așa, în pasant. A trebuit să muncească, să care, mi-am adus aminte aici, lângă voi, da. La magazinul, era magazinul București. Da, vis-a-vis. Da, mai e? E și acum. Da. Treci prin pasajul latin. Da, mai e? Da. Că e, la un moment dat n-a mai fost. Da, știi cine are, dacă zic cine are cârciumă sus? Cine? Florin Ristei. Cârciuma de pe magazinul București, cârciumă în sensul de restaurant ca lumea, frumos, este a lui Florin Ristei. Bravo. Iei liftul, urci la etajul 4 sau 5 când se deschide direct în Ristei. Acolo a lucrat sora mea, la magazinul București, căra coșuri. Ajuta la diferite magazine ca care... să ia, am de ce-ți mi-aduc aminte, și restul avea grijă unchiul meu de noi. La școală. Lucrul ăsta te-a marcat? Bine, nu e întrebare la loc, dar fără tată de la 3 ani, clar că te marchează. N-ai cum să nu... Știu că ultima imagine pe care am avut-o cu tata eu când eram mică a fost la pușcărie la Văcărești, pe deal. Cum era pușcăria, aici era gardianul în mijloc, pe un culoar, acolo era tata după gratii și aici eu, că nu era cu... Da. Cu telefon. Și eram în brațe la unchiul meu. Nu vrei să știi că mă țineam de grilajele alea, tăticul meu, nasol. Eu toate chestiile astea ți le spun că mi le-au povestit ei, că habar n-am avut. Dar era inconștiența copilăriei, îți dai seama, na. Și nu lui s-a stins acolo? Adică el a avut muncă silnică pe viață, după care i s-a comutat pedeapsa la 25 de ani. Și când a venit decretul sau după care i-au dat drumul, eu nu știu câți ani sunt de atunci, da. Eu aveam 3 ani, știu, deci 50, că eu am 76 de ani. Mulți înainte, să rămân. În 47 m-am născut, da. Deci la 50 de ani l-a săltat.
Și l-ai mai văzut în 50, în anul 50, da. Când aveai 3 ani. Și după aia l-am mai văzut după 12 ani, mi se pare. De 62, 62. Așa, când a ieșit, n-am să uit niciodată, stăteam pe strada Pascal, pe la Poșta Vitan, pe acolo, prin spate, pe la Căsuțe. A venit cu unchiul, țin minte ca și acum, eram măricică și eu aveam 11-12 ani, eram mare. Și era îmbrăcată într-un lodă, nu știu dacă tu știi. Da, știu cum să nu. De la cachi, lung, da. de la poșcărie i-au dat. I-au dat lodă și era stofă bună. Ca să poată să umble pe stradă. Că, na. Dar iartă-mă că spun, eu am purtat ăla pentru că n-aveam bani. Niciun fel de bani. Mi-a făcut tăticul meu un... hanorac cu Brandenburguri din alea, așa, da. Din el. Și din l-am purtat și eu... Da. L-am mai purtat și eu câțiva ani, mulți. Că toată lumea mă întreabă, zice, dar de ce ești nebună așa, mă? De ce îți cumperi pantofi și țoale în disperare? Că la un moment dat îmi iau o haină pe mine care n-am purtat-o în viața mea. Are eticheta... Pentru că n-am avut. Da. Dar eu pe bune n-am avut. Da. Iar pantofi, ca să port pantofi sau ceva în picioare, îmi băgam vată în vârf în pantofii lui Sormea, în ce avea așa târligii ei. Și puneam vată în vârf ca să pot... Așa stăteam cu degetele, că puneam mai multă ca să nu-mi pice din picior. Trecând, dând deoparte greutățile astea, tu ca om cum erai? Sufereai? Erai copil atomic, sufeream, cum se zice? Nu, eu făceai sunt, nebunii? Da. Erai copil atomic. Da, și acum sunt femeia Vasile. Da, adică nu te-ai schimbat. Deci să știi că mi-a ajutat caracterul meu ăsta vijelios. Da. Mi-a ajutat foarte tare, optimismul ăsta. Știi, e vorbă românească, da, bici la final. Da. Da. Nu, niciodată nu m-au copleșit grijile decât în mine. Nu le-am expus niciodată. Nu m-am văitat. M-a întrebat cineva, vorbeam astea, știi? Zilele trecute ce am făcut după 90. Păi, după 90 m-au îngropat. Pe toți ne-au îngropat, pe generația mea. Dinozaurii. Eu te contrazic aici. Bă, spun eu. Știu, îngropat însemnând... Noi știm ce am avut noi, da. Ce am simțit noi. Ne-au îngropat. Dar eu am ieșit pe geam, am intrat pe gaura cheii, am ieșit de pe acolo, m-am zbătut pentru că eu fac această meserie bani. Nu bani. Da, sursa mea de venit este ceea ce fac. Clar. Asta e, că n-am altă și nici nu am alte... Nu știi să croșeteze astea, nu? Nu știu, nici nu să faci la gherghef, la... Nu, nimic. Deci e singurul lucru, singura... Eu știu, motivația mea de a trăi. Bun, dar uite, nu mi-am luat perie nouă și demonstrăm, fii atent că e înregistrată, când mergem la obor, ce înseamnă Mirabela Dauer. Nu mai zic nimic, adică eu n-aranjez nimic și vedem acolo. Că tu zici că v-au băgat, tu zici că... Așa, știu ce spui, televiziuni, radiouri și așa mai departe. Eu zic de anul 90, ne-au îngropat. Mai ales televiziunea națională. Bun, dar oamenii nu. Că dacă mergem în 94-95 la mare, dărâmați litoralul. Îl dărâmați. Încet, încet, din 90. Eu în 90 nu aveam o felie de pâine. Nu cred asta. Ei, să crezi. Că cum asta adică? Vorbeam, așa vorbeam în zilele trecute. Și mi s-a pus o întrebare normal. Băi, dar în jurul tău nu erau oameni? Bă, da, și... Și fugiseră? Sau ți-au întors spatele? Ca și acum 6 ani când m-am îmbolnăvit, tot așa au fugit. Dar când am ieșit, au zis, au crezut că nu mai ies. Ei au uitat și ți-am repetat, eu sunt femeia Vasile și mai am una tu, mă iubește Dumnezeu maxim. Uite așa, când mă el face așa... Știi ce îmi spun mari sportivi, boxer, de exemplu, azi Cătălină la Victoriei vestiarul plin, nu-i cunosc pe aia. Să trăiești, ești mare, ești uriaș. În momentul în care mă bate un amochi așa și nu mai văd, am așa, maximum familie. A zis uneori, mă trădează și familie. Am zis că nu cred cum ăla, dar acum 5 luni a zis, fuc tot. Da, nu. Are eu liniște în vest. Deci așa este? Da. Și la voi? Adică la... În... Îți spun noi de ce. Cine suntem? Vine noi ăla, suntem niște greieri. Vine ăla cu... Hai să dăm timp puțin apoi. Vine ăla cu goarna, cu portavocea pe plajă. Compania Marilor Spectacole stai, prezintă... Acum zici. Acum 20 de ani, 30. Nu, atunci nu era. Am că venea ăla, mă... Nu era acum 30 de ani. Și umpleați? Cum nu? Cu nu glume, era. Cu Țociu Palade, tu, Stella, Arșinel... Pe atunci, acum, câți ani sunt, mă, de la Revoluție? Păi sunt 35 anul ăsta. Da, păi nu ne chema nimeni atunci.
Că de-abia se dezmeticeau. După 94-95 încoa rupeați la mare și la astea. Dar eu zic de primii ani. În primii ani puteai să mori. Mulți, foarte mulți colegi de-ai mei au clacat. Da, aici ai unul dintre ei, Cornel, care a fost mai slab. În general, bărbații mai slab ca noi. Mai puternici. Dar eu sunt racul înaintaș. Așa îmi spunea George Țârne. Mamă, cât e de frumoasă asta treaba. Racul înaintaș. Veneași puțin din fotbal și din rugby. Și domnul Cornel, că nu-mi permit, din cauza asta, adică mare parte din suferință... Sigur că da. Pare incredibil. Tu înțelegi acum, eu nu? Eu am fost mai puternică. Adică voi deschideați și închideați în afară de Ceaușescu programele. Asta de e. Radio și de TV. Da. Nu mai vorbesc electrecor și astea. Vorbim de publicul mare. Nimeni. Și de-a lungul anii la fel. N-au mai scos nimic cu noi. Trăiesc din amintiri, ne vând CD-urile, ne vând... Dar uite, iartă-mă, tu ești una... Dar care... nu-mi dau mie nimic, stai liniștit. Știu. Dar tu ești una vocală care a ieșit să vorbesc, spre deosebire de doamnele Păzlaru și Similea, care n-au mai venit. Au avut din ce trăi. Bun, dar ceea ce vreau să spun este că pe tine te-a uitat lumea mai greu. Bun, acceptăm că te-a uitat. Dar mai greu că ai apărut, da. Dar dumnealor n-au mai vrut să apară. N-au mai vrut că au avut din ce trăi. Eu spun lucrul ăsta. Și atunci generația asta nouă de 25-30 de ani, care nu mai e chiar nouă la 30 de ani. Foarte bine. N-a avut de unde să vă cunoască. Foarte bine. Păi nu e bine. Las că e bine. Nu e adevărat. Să vadă, acum, de exemplu, la orice spectacol m-aș duce, așa? E bătălie. Păi asta nu umpli sălea cu? Ba da. Păi și cu cine? Cu noi de 50? Acum. Bun, ai public de 30 de ani, când te uiți în sală ai microfonul, că m-ai mirosit. Hai Cătălin, te rog frumos, ia deschide YouTube-ul și uită-te acolo. Păi și la atunci? La Electric Castle. Păi și atunci? Da cum? Eu zic de 90. De 90? 90, 94, 95. Ai suferit când atunci cu treaba asta? Nu. Nu. Nici în suflet eu așa? Eu nu sufăr. Nu. Dar probabil că toate s-au adunat. Undeva acolo. S-au adunat. Că am contactat niște boli, că la mine e pe totul pe corazon. Sufăr în mine. Ai bani să iei una nouă de undeva? Nu. Ca a mea nu găsesc. Ca a mea asta nu găsesc. Asta e titlul. Aș avea bani de inimă nouă, punct, dar ca a mea nu găsesc. No. Bun asta. A rezistat și mult inima ta. Vorbind 47-2024, adică nu vorbim. 76 de ani, Cătălin. Adus. Bun. Dar nu mă simt. Când ai făcut? Și, bun, și când o să te... În copilărie, ce o să fac totuși? Că acum aveai 12-13 ani. Era inconștiența aia. Dar nu-ți plăcea nimic? Tot. La liceu am făcut... nu, când eram mică, la 6 ani, 7 bun. Ani. Eram înnebunită, îi spuneam la unchiul meu că vreau să fac sport, am vrut eu să fiu gimnasta. Și m-am dus la școala sportivă 2, care era în parcul 23 august. La Buricu da. Sportul. Și era acolo și era profesoară Geta Dumitrescu. N-am spus toată viața mea, ce memorie bună. Da. Și am făcut gimnastică, dar nu mi-au plăcut bârna. Era mititică, era îngustă. Da. Și am căzut de vreo două ori acolo și am mai căzut și de la paralele. Inegale, am căzut de vreo două ori. S-a simțit asta în viață? Că nu, ai căzut de acolo? Nu. Bunii spun că da, dar eu nu, da, nu recunosc. Nu recunosc nimic. Nu. Deci nu s-a simțit. Nu. Mai mult am căzut pe teren la handbal. Am făcut și handbal. În liceu era mare handbalistă și am fost pivot. Foarte la înălțimea mea. Că de obicei pivotul trebuie să fie înăltuț, da. Nu? Eu mă băgam bine între picioare, și uite nasul meu, se strâmbie. Deci ai cochetat multă vreme și cu sportul. Da, mi-a plăcut și sportul, tot îmi plăcea. Plus când eram mică, că trebuia să facă ceva cu energia mea nebună, unchii mei, eram înscrisă la Palatul Copiilor, da. Care era... În Cotroceni? Da! Îl ador! Nu! Palatul ador Cotroceni. Palatul Copiilor. Nu păi, ăsta ce e acum. Nu, nu ăsta. Palatul Copiilor nu era la Cotroceni? Cotroceni. Hai. Eram înscrisă la toate grupele. Eram așa. La handbal. La povești, că era și clubul, da, de povești. Da. La muzică. La toate eram înscrisă. Scăpa de mine. De nebună de acasă.
Scăpa. Promit că nu mă mai întorc. E ultima întrebare pe partea asta. Ai avut de suferit că ai fost fică de... Măi, eu n-am simțit chestia asta. Era știi că mică. Se spunea că și a doua, a treia, a patra generație. Că suferă cât ce? Că Tasu e comunist. Împotriva... Păi, dar nu era sărăcuțul. Că i-a dat... Stai că lui tata i-a dat drumul atunci cu scuze. Iartă-mă. Eroare judiciară. Ce ai, mă, Cătăline? După 12 ani asta da. Cu scuzele... Eroare judiciară. Are un banc prost. Și a ieșit atât de bolnav... cu ulcer, nu știu ce, vai de viață, că boala lui și moartea lui s-a tras de la un microb pe care l-a contaminat în pușcărie de la nu știu ce gândaș și bolan care bișurau pe acolo, că el a fost la Poarta Albă. Eu mai multe nu, eu îți povestesc ție ce mi s-a spus și mie, da, da, nu, că eu aici nu știu, e de, aici eu nu știu e de ce săpat. Povesteau ei. Deci eu cu sorma am avut o viață. Ea a avut-o mai grea ca mine. Eu am fost inconștiență. Copilărie. Da, da. Eu cu copii... E greu să le iei pe toate pe umeri când ești copil și nu prea le înțelegi. Vorba ta la 3 ani ce nu, să... Nu, nu, n-ave ce. Doar l-am văzut pe tăticul acolo și plângea tăticul meu în acasă, tăticul meu, tăticul meu. Da, o imagine... Da, da, hai să nu mai care răspolim. Care unchii că... meu știe și el mi-a povestit cum era povestea. I-au confiscat lui taică-miu și lui, i-au confiscat toată biblioteca și unchii meu avea o colecție de cărți extraordinară. Păi și unchiul de ce a luat-o? Că era, era fratele lui. Da. Au avut repercursiuni. Citeai? Eu citeam. Citeai? Dar pe urmă n-am mai citit după ce la școală mi-au confiscat, n-am să uit toată viața mea. La, era ora de lucru manual. Știi că eu spun ție niște lucruri nu le-am spus niciodată? Să română. De ce? Păi uite, vreau să știu. Oamenii tu vrei vor să știi, știi, dar eu de obicei nu prea mă dau un vileac. Eu ți-am zis că te contrazic și o să ne auzim după aia și o să vezi ce o să scrie oamenii în comentarii. Eu nu-i cunosc pe oamenii ăștia care ne scriu. Dăm drumul la eu ăsta. Eu mă bucur și că o să vezi... știi că eu până astăzi nu te-am cunoscut decât pe televizor. Să rămână. Și mă bucur foarte tare. A zic una grea de tot, dar mi-a fost nu lene, că nu e cuvântul ăsta. Am în boxă, eu stau la bloc și am boxă de desubt. Eu am recitat poezii cu tine ani de zile. Eu eram unul dintre pionierii ăia și mi-ai dat un autograf în 89, dar-l caut. Și când ne întâlnim, mă duc în boxă și răscolesc toată boxa. Și aveai PR în 89, lumea să înțeleagă, aveai niște fotografii pe care mi le-ai semnat. Eu în 89 aveam 13 ani, eram un copil. Pentru mine Mirabela Dauer, Angela Similea, Ion Marinescu și cu recitau poezii Marinescu și cu Adela Mărculescu. Și am autografe, dar dă-i seama un copil de 12-13 ani să se ducă acasă cu niște autografe. Tu știi că aveai niște poze? Care aia cu bentiță pe nu față? Cred, sau niște poze, umblai cu niște poze la tine în geantă, în, 80, umbl- da. În 89 sau chiar mai înainte și ai scos un marker și le dădeai. Păi nici în ziua de azi unii n-au asta. 99 înainte de Revoluție. Da, ca oamenii să înțeleagă. Acum mai simplu, te duci la prima de asta foto, faci 50 de poze și dai. Dar atunci PR-ul tău funcționa. PR-ul păi PR-ul... PR-ul... Bun, am rămas la... Bun, și o să te contrazic prin vizualizări și prin cei care ne scriu. Că tu zici că sunteți... Și o te contrazic. Am fost. Bun, și acum s-a revenit. Nu s-a revenit total, dar pe mine nu mă interesează că eu merg... Bun, și atunci de ce te cheamă la Electric Castle? Unde nu sare unul de 30 de ani? Nu vorbim, nu. Sare vreunul de 30 de ani la vârstă? Prima chestie, deci eu am bântuit prin București, așa și prin țară, cu o trupă de copii de 30, 32, 35 de ani până în 40 de ani, care se chemau discotec. Și au creat ei o chestie, un grup așa, unde ne contactau pe mine. Marina Voica, Mihai Constantinescu, Gabi Dorobanțu, Silvia Dumitrescu, toți ăștia o generație... Da, dar care să și mulau pe stilul lor, că pe doamna Angela nu cred că o sunau. Poate că au sunat-o și-a păi, refuzat. Păi da, dar că nu se mula pe stilul... Poate au refuzat, nu știu, habar n-am, nu pot să spun că nu știu dacă au sunat-o sau nu. Și ne duceam prin cluburi. Eu spun acum de câțiva ani în urmă. De 5, 6, 7 ani cu în urmă. Fumăraie, cu... cu nu, da, a, nu contează. Dacă... Și primul a fost Colectivul la mine. 6 martie. N-am să uit toată viața 6 mea. 6 martie cât? Anul când a luat foc.
Atunci, în 2006, acum 6 ani sau câți ani? Acum sunt 8 ani, cred că se fac atunci, anul ăsta. Primul an, primul club, 6 martie. În 6 martie, în anul... Și în octombrie s-a întâmplat. În octombrie 30. Da. Acolo am fost primul. Și era omor de lume, oameni... Și atunci nu m-a luat foc absolut nimic. Eu am spus atunci și am ieșit pe post la Cătălin, la Măruță. Da. Și am ieșit pe post și am făcut scandal. Zis, copiii aia n-au avut nicio vină, au murit, dar nici patronii n-au avut nicio vină. Ei au închiriat clubul. Tour managerul era de vină pentru că nu ai voie într-un spațiu atât de mic să aduci artificii calde. Nu ai voie să faci lucrurile astea. Mai și ales. Cel mai de vinovat este ăla care le-a dat. Cel care a adus acele artificii. Tu știi că ești profesionist, că vrei să-ți vinzi marfa? Bun, îți vinzi marfa, dar nu omori oameni. Da. Ăla e vinovatul principal. Nu trebuia să aducă acele artificii. Că tu ești specialistul. Știi că într-un spațiu mic, cu plastic, cu cârpe, cu nu știu ce, aduci tu artificii calde, tu ești profesionist. E meseria ta, e afacerea ta. Nu aduci ala, îi sfătuiești, că ăștia-s proști, nu știu. Băi, băieți, nu e bine să punem asta aici. Ia uitați, plastic, lemn, iet, cârpe. Tu ai simțit atunci că sala te apăsa? Ce? Colectivul? Nu. 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 Și a fost aceeași atmosferă. Erau înăuntru 1000-2000 de oameni, clubul mic. Și afară erau la coadă 80-800. Am marcat. Înseamnă că ai făcut ceva bine. Că te-ai re... Cum să-i zicem? Că Mirabela cânta un stil de muzică. Nu, eu am cântat stilul ăsta de muzică ăla, a putut să se, da, să se muleze pe ăia care... Am, te rog frumos să uiți... Că altfel nu vin la tine. Să vezi la colectiv, că există da. Colectivul de atunci. Să vezi copiii ăia cum cântau toți. Păi și ea de unde știau muzica? Știau, pentru că au avut părinți civilizați. Care aveau și, un disc. Care și, aveau un... Și le puneau această muzică. Uite, avem și noi aici, dacă... O educație. Mă supăr, s-ar putea să te găsim. Au avut o educație. Și... Da. După aceea, cum, nu știu, vreo 6 ani, m-au invitat la Electric Castle. Nu mai put, da, cred că da. Și a fost aceeași atmosferă. Un cor de ăla de 10.000 de oameni, nu știu, de copii. A fost de, divin. Hai să ne întoarcem puțin la copilărie, în ce sens? Când ți-ai dat seama că ai talent? Că nu mai era niciodată, o joacă. Nici acum nu-mi dau seama. Bun, hai mă, bine. Cătăline, tu crezi că eu sunt... Dar când ți-ai dat seama că poți să trăiești din treaba asta? Că la început era o joacă cântatul ăsta de muzică populară, nu? Nu. N-a fost nicio joacă. Eu tot timpul am luat-o în serios chestia asta, să cântatul, și am zis, la un moment dat o să fac bani. Pentru că fumam pe vremea aia, să nu mai... Eu m-am lăsat de fumat. Da. Și fumam, la început am fumat Carpați fără filtru. Da. Și îți rămânea pe aici galben așa tot timpul. Nu mi-a rămas. Nu? Că tăticul, când a ieșit din pușcărie, îmi dădea pentru tramvai. Da. Și o luam pe jos. Liceul Ioan Cuza. Să nu faceți copii ca ea. Nu faceți ca mine. Nu. Luați-vă mâncare și da, mai bine. Și mă duceam pe jos. Ca să strâng banii, să iau un snop de 5 sigări. Snop. Da. După aia... Și vocea ți se schimba sau cum ți se... Nu, nu, nu de la astea, de la... Doamne ajută să mă fac mare, să cânt, nu că să de vedet, artistă cunoscută, să fac bani, să-mi iau sigări bune. Asta voi ai. Da. Deci când voi fi o șmecheră, să am bani, să-mi iau... Mamă! Și când ai fost pe prima dată pe scenă? Așa ca lumea. Ca lumea... Adică care... să nu fie mama și încă două rude să te asculte, să fie mai... Nu, dar mama mea a venit două ori în viața mea și nu am decât vreo 50 ceva de ani de carieră. Serios? Tata niciodată și mama a fost de două ori. Există și un motiv? La radio, nu. Nu puteau emoțional. Aveau niște emoții înfiorătoare, ceea ce le-am eu. Tot timpul. Tu mai ai după 55 de ani? Bine, știu ce se spune, că dacă nu mai ai, ești robot și n-ai ce căuta pe scenă. Eu tot timpul am, indiferent de când. Te încarcă oamenii din față? Da. Deci asta nu e aboreală, nu, nu e... Nu e aboreală deloc. Deci ea te încarcă? Nu. Pentru mine ea e hrana. Palmele lor. Ce frumos. Palmele lor mă încarcă. Bun, și când a fost primul? Mai ții minte așa, măcar...
Nu așa mare, mare, nu știu unde a fost, la proiectul la festivalul de la Mamaia. Păi până acolo așa a intrat direct? La Casa de Cultură Turturele. Turturele, acolo cântam. Unde eu. Pe Turturele, aici unde acolo, erau ainotul la discotecă, da, în spate la... Acolo era Casa de Cultură, Turturele și unde cântam eu cu orchestra lui Sire Dinicu. Orchestra radio avea așa, joia, sâmbătă și duminică, seri de dans. Și era dirijor Sire Dinicu? Sire Dinicu cu toată orchestra venea acolo. N-avem unul mai mare ca dirijor, nu există. A fost unic. Și făcea numai de aici. Nu tu știi uita, că da. Tata Sire n-a avut nici... El n-a avut studii. Da. Era, el a fost autodidact. Genial. Deci poți să fii dirijor urechist? Nu, el avea ureche absolută. Probabil că el avea ureche absolută. Și l-a adora orchestra. L-a adora orchestra. Și adora. Acolo ai urcat? Acolo ai cântat prima, da? Da. Mamă, acolo am cântat prima oară și am cântat... piesa lui Angela Moldovan. Azi am să-mi creștez în grindă. Ta-na-na-na-na. Aia și nu mă știu. Azi e singur era. Puișorul. Da. Vai de capul meu. Dar cine ți-a dat nume de scenă? Primul a fost Nancy, cu care am început eu să cânt. Nancy Brandes. Ai auzit de el? Ei, cum? Roșu și negru. Și cântam la Casa de Cultură pe Calea Moșilor, unde s-a făcut un bloc, nu? Acolo un bloc cu ăla stătea acum, a stat Anda Călugăreanu. Înainte era Casa de Cultură Splendid. Și cântam acolo cu ei și era formația Roșu și Negru. Formația fiind Roșu și Negru, eram îmbrăcați cu pantaloni negri de piele, de scai, ne încingeam în ele și cămăși... Cămășile roșii erau. Roșii și veste negre de piele. Bun, dar trebuie să schimbi repertoriu. Cântai tot muzică populară, nu mai cântai, mai cum să cânti cu Roșu și Negru. Eram înnebunită după Mina, Milva și Rita Pavone. Și Nancy a zis, zice, asta e Rita Pavone. Eu la început aveam părul lung. Lung, lung, lung până la genunchi. Cum un se purta de, atunci? Un fel de Maria Dragomiroiu, nu? Așa de lung îl aveai? Da, atât l-am avut. L-am avut mai mult ca aia. Când cântam la Atene Palas în bar, în club, Maria avea până la umăr și eu îl aveam până nu la glezne. Nu pot să cred. Da. Și cum te-ai lipit de Roșu și Negru? Adică cum ei ai ajuns? Lipit tu erai, de mine. Eu mă duceam pe la toate casele de cultură unde auzeam că se cântă. Dar cântai muzică populară? Sau nu aveai repertoriu? Nu mai cântai. Și repertoriu. Rita Pavone. Italiere. Foarte simplu, știi, tu povestești și ne uităm și dăm ripa la Pavone și începe să cânte pe YouTube. Dar atunci de unde luai melodiile? Cum? De peste tot luam. Că acum e simplu. Nu da, e mă, simplu, atunci cântăm... nu era simplu să cauți. Miley Cyrus. Păi asta zic. Nu-mi place. Nu e bine. Dar din ăștia noi? Ai vreunii? Acum au luat... Cum o cheamă mă pe asta? Taylor Swift. Aoleu, lasă-mă, și-a luat și 3 premii. Dua Lipa, astea... Nu, nu. N-ai niciunii din ăștia noi? Nu, îmi place Beyoncé, îmi place Celine. Când am văzut-o pe Celine zilele trecute la televizor, când a dat premiu, am început să plâng. Am fost fericită. Poate că începe să cânte, Doamne ajută. Roșu și Negru, să le spunem celor mai tineri, că erau niște giganți în momentul în care te-ai apucat să cânți cu ei. Roșu și Negru. Da, adică să înțeleagă oamenii, că așa... Știi, poate necunoscut, da. Era o bătălie și știai pe unde cântă pe la Casa de Cultură, că și ei erau tineri, erau mici și pe urmă a plecat la studenție la Iași și Nancy și după aia a plecat din țară. Am prins cu ei să cântă la mare, la barul internațional. Și cum ți-a zis? Mirabela, trebuie să schimbăm numele sau cum? Și mă chema Bela Scori. Bela Scori. Pe Mirabela, Bela și Scorțarul, numele de familie. Scori. Tot el o gândise? Da. Și până la Dauer, cum a... Pe m-a măritat. Știu, și a dispărut ăsta? Scori și așa mai departe și ai devenit gata, Mirabela Dauer. Mirabela Dauer. Foarte. Dar mi-a zis mie Vasile Donose, știi cine e? Nu. De ce să compozitorul zic, da, și muzicologul Vasile Donose, nu știu dacă mai trăiește, Dumnezeu să-l odihnească, fata lui e o mare soprană, Donose. Și auzi, și tu dacă te mai măriți de 10 ori, schimb numele pe fiecare bărbat? Cu măritatul a avut dreptate, dar nu mi-am schimbat numele. Am înțeles, unde bați. Da. Păi da, dar lumea așa a început să te cunoască, nu mai schimb. Nu puteam altfel.
un nume cu rezonanță așa pe vremea aia, Dauer. Bă. Nu prea, lasă, a? Numele nu prea. Nu te-a ajutat? Poate în vremuri lasă, care trebuiau să mă ajute. Mai nemțesc așa. Și ce cântai? Bun, Rita Pavone și prindea la, da, prindea la public? Prindea să-l cum pline. Să nu prinde? Da. Nu, să nu erau, că eram copii. Nu era să-l pline. Până nu m-a luat Aurora Andronache sub aripa ei, da. Știi, că era mică și ea, eu. Dar repet a treia oară, făceai ceva bine dacă ăștia tot te luau sub aripă? Măi, făceai eu ceva. Cred că făceam, eu cred că cântam bine. Păi. Eu și odată, mie nu mi-a plăcut de mine. Păi cum, cântai în scârbă? Nu cânt în scârbă, eu cânt frumos, cânt. Știi, dacă nu-ți plăcea. Dar nu-mi place mie de mine. Eu aș vrea așa mai mult. Tot timpul aș vrea să fiu cu Tărică. Da. Cine ai vrea să fii? Tina Turner. Acum nu se mai poate. Acum e mai... Da? Iubirea mea. Pe bune? Da. Iubirea mea. Bine, și Celine îmi place. Beyoncé îmi place. Dar Tina a fost... mare și ca showman și ca, și ca și cântăreață și așa mai frumoasă, departe. Doare. Și ca om și da. Ca orice. Dar se retrăsese în ultima perioadă, na. Nu putea să mai cânte. Bun, și ai, suntem la Roșu și Negru. Pleacă... Nasi pleacă la Iași. Pleacă la Iași. A fugit din țară. Da. A plecat în Israel. Să lămurise. Și gata, intra și oarecum în tirajul ăsta. Da. Să deschidea ușile? Adică aveai, te mai chemau, te mai... Știi care e povestea? Eu n-am avut niciodată un atu al frumuseții, al înălțimii, ceea ce și acum e. Să fii înalt, să fii... Da, da, aici nu... Cântă tu... Băi, cântă bine aia, Pitica, cum îmi zice Corina. Corina așa îmi zice. Da? Pitica e mare! Bun asta, Pitica e mare. Ai, cântă bine, da, da. Tu crezi că se pune preț așa mult pe cântată? Atunci se punea, eu zic. Atunci, da. Atunci se punea. Acum nu se mai pune. Acum nu? Nu. Acum nu. Acum faci... Știi că mie îmi place la copiii ăștia care scot toată viața, toată viața. S-au lansat de 2 ani de zile și scot un best-of. Clar. Ai văzut și te-ai gândit ca mine. Eu tu și de pești scot odată la 20-25 de ani. Dar eu încă n-am scos un best-of. Ba nu, mi-a scos comornic la casa lui producătoare un best-of. Ba nu, și electricul. După un 30-40 de ani. 300 de ani. Da. Eu n-am decât vreo 600-700 de piese în repertoriu. Atât. Puține. Până la mie. Glumim oamenii să înțeleg că răglâncă 700 de piese. Dacă încă nu te-au cunoscut, da. Și nu m-au cunoscut, bă, corect, se lămuresc acum. Se lămuresc acum, că noi acum. Suntem și... Cine era concurența atunci? N-a fost concurență. Noi n-am avut. Era loc pentru toată lumea? Toată lumea. Fiecare cânta altceva. Dar vezi că este ceva. Angela e altceva. Da. Corina e altceva. Cornel era altceva. Doina Spătaru era altceva. Noi erau alte Dar vezi principii. Cum ar spune Divertis, padaroxal? Era un padarox. Pentru că niște vremuri, ok, începuse să fie cât de cât deschidere, dar erau niște vremuri tulburi atunci și oamenii consumau treaba asta. Că altfel ați fi fost 2 sau 3. Eu am spus o chestie. Nu. La noi este o mare greșeală. În primul rând că suntem niște maimuțe. Tot ce e afară, rău sau bun, nu contează, punem și noi. Adu o tipsie așa, pe care să pui tot. Lasă lumea să aleagă. Nu impune. La noi se impune. Dă un artist aici, indiferent ce piesă are, bună sau... Până te sufoci. În disperare îl difuzează. Da. În disperare, pe toate posturile, pe toate câile, pe toate găurile. Cum să nu intre omului în cap piesa aia? Și ce, că a devenit hit. Normal că a devenit hit. Noi ne chinuiam. Plecam în turnee, prin țară. Că noi asta am făcut. Piesele noastre așa au fost transmise la public. Prin viu grai. Corect. Mergeați cu un autobuz din ăla amărât? Da, da, da. Cu diferite instituții. Da. Cu teatru din Pitești, cu teatru de la Brăila, cu teatru mic... Făceau turnei, că aveau nevoie și ei de, cum se chema, banii aia, la fonduri, nu știu. Fondurile ce. Alea, da. Ca să supraviețuiască. Să supraviețuiască. Și erau artiști, actorii
de teatru sau de ce teatru, erau și trebuiau și... Și luau și câte un invitat. Eu cu formația cu Savoiu, eu am fost foarte mulți ani, am început acolo la teatru, nu la teatru, ansamblu UTC-ului, Uniunea Tineretului Comunist. Pe urmă, Nicu Ceaușescu m-a angajat la UTC și am fost la, acolo la ansamblu și făceam turneu cu... Nicu a fost cel mai mare iubitor de artiști. Cel mai mare. Și a făcut imens pentru noi. Vezi ce ai grijă ce zici, că ți-ai hate din ăsta, cum se cheamă acum. Și ce-mi pasă mie? Eu ți-am zis. Dar eu spun adevărul. Corect. Ăștia toți care se dau aici mari și șmecheri... Uită. Nu, uită. Că pentru fiecare, Nicu, pentru cei din generația mea sau a făcut câte ceva. Mult a făcut. Eu n-am cerut niciodată nimic. Doar atât. Am cântat la barul lui Viorel Păunescu. La Lido sau unde? Nu Lido. La Atene? La, nu, cum se chema? Atlantic? Da. Așa? Am cântat ani de zile acolo, m-a văzut foarte multă lume. Am cântat la Atene Palace, care acum e altfel, cum se cheamă? Hilton. Așa? Și m-a văzut lumea. Eu am cântat numai în baruri. Nu în cluburi. În baruri. În baruri. Acum cânt în cluburi. Bun, și la TV... Că de acolo masa mare, că ăla de la Vaslui, iubitorul de muzică din Vaslui, nu te cunoștea. Da, din... și era o singură televiziune, TVR-ul, care făcea emisiuni. Era o Doina Andronache, era Aurora Andronache. Aurora Andronache. Era Doina Andronache, era Tudor Vornicu. Făceau niște chestii. Tu știi de când făceam noi Revelionul? Sau s-a apucat din octombrie. De unde din octombrie? De august. Din august. Ia, cum? Adică se făceau în Sanda Balaban, Mariana Șoitu. Mariana Șoitu. Mai am o grămadă, erau mulți, imens, munceau, dar era o plăcere. Știi că noi la început atunci nu aveam haine, nu aveam nimic, pe mine mă pusese hălbea să mă măriți și în afară de pumni în gură nu primeam bani ca să-mi cumpăr ceva, chiar dacă eu câștigam. Păi vezi, acum mi le rădici tu mie la fileu, primeai pumni în gură și eu trebuie să tac? Dar nimeni, nu, doar ți-am spus. Am înțeles. Am tăcut. Ți-am spus să nu zici că nu ți-am spus. Da. Că dacă o să afli de altă parte, zici, ai vezi scroafa aia, n-a spus. Pardon. Am zis să încerc, da, nu s-a înțeles. Să le dăm de mâncare și colegilor din presă. De-abia aștept. Ceva, de-abia nu? Așteaptă ei. Că ei ce au zis, zice, dacă vinzi... Te mai sună? Cinstit. Dar lasă nu pe Nicoleanu. Nu, Ancuța nu mă sună. Ancuța dar nu. Cei din presă? Nu, ei fură. Acum, din ce spun eu acum la tine, fac o un... O scot din context. Sigur că da, și eu iese cu totul altceva. Da. Da. Mirabela doar am a primit numai pumni în gură. Am avut spectacol la operărie. Și a venit prietenul meu, care e și doctorul meu, cel care mi-a descoperit bolile și nu știu ce, care e... Tu câți ani ai? 50, bă, de acum. Na, e mai tânăr ca tine, are 41. Dar este un băiat extraordinar și e prietenul meu foarte bun. Și am făcut o poză, ceea ce o să fac și cu tine și o pun imediat. Gata. Da. Băiatul ei, eu nu vreau să am scandal cu familia lui, nu familia lui, cu cunoștințele lui, nu vreau să am scandal. Deci, toată presa, Fisul, Fisul, după aia nu mai era Fisul, era amantul, Și când am pus întrebare, ce dacă vinzi? Băi, vă e greu să dați un telefon? Cine vă pune mâna. Băi, voi nu m-ați învățat în 500 de ani, că eu spun adevărul, nu vreau să spun, nu spun nimic. Dar nu o las așa. Nu. Știi, nu o las așa. Înțelegi? Deci nu mă interesează, deci nu mă mai interesează, poți să scrii ce vrei. Dar nu mă atinge. Eu nu vreau, nu stârni. Se dărâmau orașele când vă duceați pe acolo, că da, așa erau. Așa da. Erau. Și primeam gălețile cu gogoși. Cu gogoși? Da, în Târgu Mureș, da. În zona aia. Mamă. Și știi ce? Ne făceau, eu cu Mihai, Dumnezeu să-l odihnească, eram înnebuniți după pâine cu unt, ceea ce și acum, la Târgu Mureș. Și cu, cum se cheamă asta? Mihai Constantinescu, da, ca să viță, da. Ca lumea, că știi că ție ușor, dar cei care nu știu, ți-ai, Mihai care Mihai, mă? Mihai, și făceam slănină, de-aia o băgam în sobă, că nu aveam calorifere și aer condiționate, că mergeam cu mașina teatrului sau nu știu ce, așa, nu aveam mașini nici noi și mergeam la casă de cultură, de-alea foarte neîncălzite. Da,
Da. Dar unde lumea va aștepta, rupeau. Pe pereți. Rupeau. Pe pereți. Da. Pe povestea lui Redana Groza că spărgeau geamurile la Casa de Cultura Sindicatelor în Constanța când cânta Bună seara, iubit. Da. Și ea era tânără și da, foarte tânără. Da, era atunci în... Da, 88, 87, da, 89, da, dărâma până să intre domnul Caramitru, Dumnezeu să-l ierte și pe el, să dărâma sala. Zbăiau, spart geamurile. Nu s-au împins, ligeau din spate. Cunoaștem. Și... Deci așa era. Cunoaștem, da. Așa era. Vremurile astea s-au întors corect cu alți artiști, că și acum e omor și așa mai departe. Nu comentăm calitatea. Nu comentăm, dar s-au întors. Dar e bine atunci că s-au întors. Era altceva. Ai băgat meciuri pe stadion? Cu dinalea, cu Stella? Că se făceau meciurile alea? Adică să nu. Și fotbal băgai? Ai băgat? Nu, fotbal nu băgam. Nu. Fotbal nu băgam. Știi, dar că... eram acolo, pe scenă, cu ei, în gașcă. Că acolo erau deja 20-30 de mii de oameni. Nu mai era un bar, casa de cultură sau casa sindicatelor. Da, dar știi că noi făceam uneori 3 spectacole pe zi. Barem sâmbăta și duminica, așa era. 2 sâmbăta, 3 duminica. Cu matineu de rigoare. Și nu ți-a ajuns la un moment dat? Bun, nu. Făceai din plăcere, făceai, dar nici cât puteai să duci? Nici acum nu mi-ajunge. Păi tu erai scoasă de la întreținere, nu? Că nu stăceai pe acasă. De unde cred că dublau? La apometre te-ai fura. Că mă gândesc că dacă plecați, când se pleca și, ce dacă și plecai plec? La Vaslui... Știi care chestia? Noi am avut niște creiere deștepte care ne duceau, de exemplu, o capitală de județ. Da. Și stăteam acolo o săptămână și făceam tot în jur. Toate satele. Toate comunele. Da. Și era minunat. Cu găini, cu astea, cu purceluși, cu tot. Da. Aveam un impres. Bușelă! Aveați impresar pe vremea aia? Pe cine ne aranja? El mama. Organiza, da. Bușilă! Și care ne duce? Doamna Mirica! Mergeți noi la Scăieni? Ce să facem, dorule, acolo? Să luăm o hârtie igienică. Pe și bani nu ne dau. Luăm și bani! Dar la Ciricli mergem? Unde, dorule? La Piatra Neam, să luăm ciricliu, să luăm găini mici, pitice, da, de alea de un chil. Și luăm peste tot. Că el ne aranja. Nu aveam treabă, dar luam și bani. Bine, să știi că banii care îi luam noi erau insignifianți. Da. Cu cine era cea mai bună prietenă? Sau cum era pe adun? Zic cu toată lumea. Nu eram prieteni. Eram cunoștințe bune. Că n-aveai timp să fii prieten. Dar n-aveai de suflet pe cineva, nu știu. Nu. Pe cine sunai când aveai nevoie? Pe fix, că nu erau mobile. Eu am fost prea neajutorat așa de cei din jurul meu. N-aveai un 3-1-1, 3-5, 7, nu? Nu. Ba nu, uite-ți mincinoasă acum, sau sunt senilă. Eram prietenă foarte bună. Familia de suflet a mea a fost Vasile Vasilache, compozitor. Da. Cu Băcă, cu Ianțu, eu am copilărit cu mine, nu eu, dar mă rog și eu, în casă la Vava. El îmi ținea cont de banii care îi luam în turneu, mă aducea acasă să vin cu toți banii, să vadă ce ai cheltuit și mă înjură acela la gura lui, nu vrei să știi. Și Marlen, la ea era omul de bază și Aurora, care a rămas și acum prietenă cu mine. Foarte tare. Oamenii să știe că Vasile Vasilache e un mare compozitor și mare. Că nu este Stroie și Vasilache de dinainte. Tatălui. De, știi? Tatălui, care a murit pe 4 aprilie 44, bombardamentele americane. Da, da. Și astăzi când filmăm și noi... Vava a rămas, a contactat o boală atunci, poliomielită, și de la brâu în jos era paralizat, dar nu ai simțit. Tot atunci la bombardamente? Da, da. Astăzi când tragem noi pur și simplu întâmplător pe 7 februarie 1935 e primul film cu sonor din istoria României, Stroie și Vasilache, Bing Bang. Da, ce bine îmi pare. Că... Dar Stroie a trăit mult după aia, adică a trăit până după Revoluție. Păi și băiatul lui, dacă mai trăiește, e în Israel. Da, în Israel. În Israel s-a stins Stroie. Am făcut niște spectacole cu el, cu băiatul Stroie. Stroie și Vasilache, Ora veselă și Bing Bang. Bine, vremuri de mult apuse pe care noi nu le mai înțeleg. Ăștia mai tineri nu le înțeleg.
Ar pentru să că, înțeleagă. Păi da, dar nu li s-a povestit. Cine să le cine spună? Cine să le zică? Cine aceeași să povestește zic? Și cu muzica noastră. Vezi? Același lucru. Bun, cine să le spună dar de muzica voastră... Ok, veche, bă, moșnegii ăia care cântau când era curcubeu alb negru. Dar dacă pui acum o melodie și schimbi puțin și o pui pe techno, pe house, pe nu știu ce, se potrivește. Hai mă, vrei să o strici? Nu. Pe cum păi da, dar trebuie să le dai și pe înțelesul lor un pic. Păi nu poți. Fă-i pe ei să înțeleagă o piesa așa? Aia. Da. Romantică. Cu melodie. Cu suflet. Romantică acum. Da. Nu mai e timp. Nu acum. Zice, ei, nu e. Anul ăsta o să fie criza atât de mare, Mirea, încât o să vezi oameni care se iau de-n dragoste. Nasol. Ce, nu să, fugim din o țară. Să fie așa de rău anul ăsta, o să vezi cum să căsătoresc cu oamenii de dragoste. Trebuie să fugim din trebuie țară. Să fugim din țară. Lumea voi iubea. Să dărâmau sălile, atunci, clar. Și acum iubesc. Da. Ăștia care au rămas deci sau existau, au revenit la vechile sentimente. Nu exista oboseală, zici, deși plecai de aici de și nu mai știi când te întorci? De unde? Eram disperată. Știi, eu acum nu merg decât, bine, dacă mă duc în America sau unde mă duce, mă duc cu avionul. În rest, eu nu merg decât cu mașina mea. Foarte tare. Eu iau pe cineva care conduce, acum e prietena mea la volan, că ea e conducătorul, pentru că eu... Deci nu putem să te înjurăm în trafic, că nu mai ești la volan. De... Ea nu înjură, că e doamnă, dar eu înjur. Mai lași geamul jos și mai... Nu vrei să spui, dar copii, nu e adevărat. Nu e adevărat. Îți spun eu în pauză. Da. Ce fac eu? Sau mai bine o pui pe ea să spună ce fac. Da. E frică de mine, trece prin anumite locuri cu viteza luminii ca doar, să, doar cumva, să nu... Da. Să nu cumva. Am înțeles. Deci ai rămas la fel. Mult mai rău. Că s-au adunat și era la mine. Era viața multe. Frumoasă atunci? Da. În chestiunile eram astea? Eram inconștienți, că... Cătălin. Că se pleca cu niște faptul... găști imense. Da. Sau și cu... Deci noi când plecam cu ansamblu și era tat Angel, impresarul, da. Care tot neamul da, lui da. Și fisul și amândoi băieți, asta fac. Mergeam cu Angel, cu tati, cu autocarul. Nu exista loc de pe planeta asta, țara asta, unde mergeam la spectacol. Nu avem bani, că avem diurnă. Era vai de sufletul nostru. Ne adunam toți, ne adunam, ne făceam masă într-o cameră. Masă! Toți și acolo stăteam, toți stăteam și erau mâncam. Niște grei de acolo și pe care îi vedeai prin filme și pe care îi vedeai la teatru și pe care îi vedeai înțelegi? Cântând. Și era minunat, nu știi ce atmosferă era. Cine vă prezenta? Aveați prezentator? Tavi! Tavi dintotdeauna. Veșnicul Tavi Ursulescu. Nu mai știa altul. Nu. Nu mai știa nu. Prezentator. Tavi era și ne prezenta superb. Ne puneam valoare. Da. Ne puneam valoare, că știi că de la cap începe totul. Corect. El spunea vorbe frumoase. Frumoase, că știa. Arunca și niște informații, s-a lansat, nu pe știu știa, unde, știa, pe știa. Știi? Ați văzut-o prima dată pe scena cu tare, afla informații, nu. Pac. Și acum, în afară de Dan Negru, cine mai face? Știe. Cine mai știe? La prezentare. Pe urmă a fost Țârnea, a mai, ne-a prezentat, mergea cu noi în turneu, dar ăștia cu poezia nu prea au. Și nu prea știau cine e. Johnny era... Dimitriu, cine mai era? Johnny prezenta mai puțin, niște mai la... puțin ne prezenta el, mai mult făcea, era actor. Da. Și mai cu Jean. Da, Jean. Pe mine mă prezentam, tot timpul că intram după Jean, mă prezenta Jean, știi? Da? Da. Alt uriaș. Eu sunt un om fericit. Eu am plecat cu ăștia la drum, cu Jean, cu Bibanu. Ma. Vai de capul meu, nu știi ce spectacol. Dar ei erau muritori? Adică puteai să te atingi de ei? Sigur! Da? Deci erau muritori. Duceam cu Jean, când nu aveam în chef, se ducea el și îmi lua gulii. Că mie îmi plac guliile cu sare și aseronții. Auleu, nu mai oprește că... Îți place ție, nu, gulie, nu? Și un pic, că nu mai... Hai că mă duci acolo, îți iau gulie. Păi luăm de vis-a-vis în piață da. La obor. Da. Le radem. Dar alea negre mari vorbim. Nu neapărat. Nu mai și mai mitizele, da? Alea verzi așa să ronțe-i la ele. Vreau să spun o Cătălin. Se ducea Jean în piață. Bine, nu vrei să știi că era un spectacol el în piață. Ce făcea? Un spectacol era. Pentru sora mea. Să eu. Pentru sora mea. A, hai să spun o minunată. Prietena mea, actrița cu care nu juca el, Oltița, făcea. Dimineața când ajungeam, dacă eram plecați în străinătate sau oriunde eram. Și ne trezeam la micul dejun, eu cu Oltița, săream pe el, făceam, deși mie. Cerșeam.
Deșimi. Pentru că era foarte darnic. Deșimi. Hai, dă-mi 10 mărci. Sau erau mărcile. Da, da. Făcea, și făcea el, el se speria, cică. Bebe! Bebe micu, da, soțul Marie. Da, 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 da. Bebe, ia țigâncile astea de aici. Ia-le de aici, când iau toți banii țigâncile. Dar el în timpul ăla ne zădea bani. Da, da. Era minunat, minunat, era o bucurie, o veselie. O veselie cu el la drum. Nu-l auzea în mașină decât făcând glume cu noi. Minunat, erau toți. Și Bibanu. Bibanu mă iubea pe mine că nu-l părăseam și când eram. S-a supărat pe mine de două ori Bibanu. Serios? Da, s-a supărat pe mine pentru că am fost măgăriță. Nu de alta, că nu se supăra degeaba. Am fost o măgăriță, l-am păcălit cu o chestie. Și poți să ne zici? Nu. 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 Că am fost eu măgăriță. Dar s-a stins așa supărat pe tine? E, sau nu, 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 nu. Așa. Ne jucam. Foarte frumos era. Sau îmi făcea, eram în cabine și făcea. Mirabela, dar de ce e liniște în scenă? Și au niște pași. E liniște așa și... Adică, vezi, Doamne, interpretul sau interpreta care era în scenă nu avea aplauze. Da. Și era liniște, zice, auzi, aud pași, auzea pași, ci da. Spectatorii plecau din sală. Tu auzi, sunt pași, e liniște. Nu era bine asta. Nu, asta nu era, trebuia să fie zarvă, să fie aplauze, nebunie. Era minunat, bine, asta am zis așa, glumele noastre de cabine. Umplea stadioane, umplea sala Palatului, umplea Polivalenta și ce să mai umplea pe vremea aia, că la Megidia dacă mergea, umplea tot. Sunt niște imagini de pe vremea aia care spun, adică plin peste tot. Da, era frumos, frumos. Și atmosfera bună. Deci aveai drag să cânți. Aveai drag să ieși în scenă. Cine îți compunea? Marius Țicu? Eu am colaborat cu toți compozitorii din România. A fost o colaborare foarte sinceră și foarte cinstită. Și cum era deci, pe atunci? Venea și spunea plăcea, ce? Mirabela, ți-am făcut o melodie sau cum? Da, piesă, dar la început a fost mai greu, că prima piesă din viața mea a fost compusă de Ion Cristinoi, Taina Nopții, nu știu dacă ai prins-o tu. Ei, cum să nu? Da? Prima. A fost cu Mihai Dumbravă textul. Trebuia să se muleze pe ceea ce erai tu. Da, că... au fost așa, cei cu Marcel Dragomir, Dinu Giurgiu, Ion Cristinoiu, cine a mai fost? Iertați-mă, să știu. Bun, și ei scriau special pentru Mirabela. Deci nu era bani scris o piesă, aici ați vedem cu cine să pupă. După care mă duceam la ei, ascultam piesa și eu eram foarte sinceră. Băi, Marius, nu mi se potrivește piesa asta. N-a fost cu Marius, n-a fost așa. Am avut alți compozitori care mai tineri, care mi-au scris și nu m-au citit. Marius era profesorul meu la școala de muzică și Marcel Dragomir, n-am avut probleme cu ei. Dar ceilalți mai tineri așa, păi nu mi se potrivește. Dă-i altcineva, dă-i că poate așa. De exemplu, la Moscova, în turneul la Moscova, nu mai știu ce an, nu mai țin minte, eram cu Savoiu și cu Cornel în turneu. De două luni aveam. Atâta dura un Cornel. Da, care erau, nu mai știu cum se chema turneul, nu știu ce, și aveam turneu și eram la Moscova, la hotelul Budapesta, dacă mai fi, nu mai există, nu mai contează, și aveam... se chema apartamentul Polux, așa se chema, cu pian cu coadă în sufragerie, înțelegi? Mare respect vis-a-vis de artiști, mare respect. Marian și cu băieții din trupă, ca să vină Savoiu la mine, trebuia să-mi dea telefon ca să ajung eu în sufragerie să le deschid ușa la intrare. Era imens. Pe bune. Acolo la pianul ăla Marian mi-a dat cele 6 piese compuse de el. Nu cred așa. Adică cum le avea și nu tu nu le știai? Nu, n-avea de unde să le știu, că el compunea mult și compunea și alea au fost primele piese care mi le-a dat mie Marian. Frunza mea albastră, Noapte de mai, privighetoarea. Priviți privighetoarea. Da. Roboțel, Iartă-mă, Amintiri și mai e una, că sunt 6.
Mulțumesc, iubită mamă. Mulțumesc, iubită mamă. Vadim a fost capul răutăților, Dumnezeu să-l odihnească. Mama lui era foarte grav bolnavă. Și a zis lui Marian, fă-mi o piesă. Uite, îți dau versurile, uite versurile. Și Marian a făcut piesa. Și a zis, eu dai lui Mirabela să o cânte. Și mama lui s-a făcut bine și a mai trecut câțiva ani. Ce tare! Deci, astea sunt cele 6 piese care mi le-a dat Marian în sufragerie la hotelul Budapesta din Moscova. Dar așa de prolific era că făcea 6... Ok, le-a făcut într-o zi. Nu. Le-a erau strâns, le-a, da, erau strâns. Le-avea strânse și... Acolo, dacă a găsit un pian, că el tot timpul... Mira, ia vină, mă, să-ți... Da. Ia, vezi, că să-ți cânt piesele astea. Așa au făcut toți cu mine. Mi-au chemat, zice, bă, asta-ți place? Dar eu am fost foarte sinceră. Bă, asta nu... Bă, e superbă piesa. Superbă, dar nu mi se potrivește mie și nu o simt. Și dacă nu o simt, nu o transmit. Bun, acum avem YouTube, avem înregistrări, avem telefoane și așa mai departe. Atunci ajungeai la cei care nu te vedeau prin Electrecord, nu? Afară de TVR și așa mai departe. Prin turnee, ți-am spus. Prin turneele era. Da. Astea erau comunicarea. Mergeam în turnee, ți-am zis, stăteam câte o săptămână, 10 zile într-un oraș mare, făceam dejur împrejur, iar acolo, plus că radio ne difuza pe vremea aia. Da. Și acum ne difuzează, dar numai ce vor ei. Ce consideră să ei. Să schimbi stilul, Mirabela. Să încep să cânti hip-hop. Ce? Trap. Trap. Vreau să mă dau cu capul de ziduri. Da, uite, stai mâini, pac, pui fez în ăla, glumim, da, na. Asta s-au e. Schimbat vremurile. Multe nu s-a schimbat nimic. Nu? În Italia s-a schimbat ceva? Italia n-a înaintat? Franța n-a înaintat? Vezi ce mai cântă Mirei Mathieu? Non-stop cântă Mirei Mathieu. Și chiar și Edith Piaf cântă. Da. Da. Mă ierți că de Julio îți place? Și de Nea Iglesias? Cum să nu îmi plac? Ce, ăla nu mai cântă? Ba da. Te rog. L-a prins acum cu ridic și cu asta ai văzut că fugea din Spania, pleca din Spania la el în Dominicană și aia n-au acolo și lua, vorbesc foarte serios. Luare și el ridic, lua ceapă și l-au prins la vamă cu 35 de kilograme. A zis, bă, nene, n-ai voie să intri. A zis, frate, mi-e poftă și mie că voi aveți aici numai ananas și cocos. Și trebuie și mie să mănânc o... Da, să mănânc și eu o mâncare... Da, nu știu de ce mai cântă Tom Jones. Are și el o vârstă. Da, bine, deci, el... da, ar trebui să nu mai cânte, că și dinozaur și el e. Și a fost jurat pe la o voce. Păi e. E. Angliei. E. Ce prost cântă. E n-are să un pic și din aia. Mai, da, dacă n-ar avea titlu. Cu Delilah, atât, titlul face. Dacă, noroc are titlu. Dacă dar știi titlu, cu ala când s-a găsit cu copilul aranjată sau nu și ăla zice, tatăl meu, zice, ți-a fost textier. Ce a fost tatăl tău? Textierul tău. Și încep să cânte ei doi. Nu știam. Oh. Dar uite că îmi scap acum dacă mă... ce melodie. Și ăla zice, mama de soția lui e acolo, în sală și începe să plângă. Și Tom Jones zice, tatăl tău a fost, da, regizat sau nu, habar n-avem. Și zice, tu știi că el mi-a compus mie melodia asta? Și ăla zice, normal că dacă-i tata știu. Și zice, tu o știi? Și ăla zice, cum n-ai bă dacă-i tata? Vrei să o cântăm împreună? Și ăla se duce la un pian. Da, eu cu vocea nu. Și încep să cânte, să dărâmă sala. Deci vorba ta, și ăla face ceva bine. Că, nu? Dacă... Mă, am înțeles că dinozaurii fac bine. Nu? Da. Păi ce, că cu piesa asta este hit, Dan Spătaru n-a murit, să cântă și azi. Și multe dintre astea. Și Dan Spătaru nu mai e de mult. Ce Dan Spătaru n-a murit? Nu știi? Asta? Dan Spătaru n-a murit? Piesa asta este hit, Dan Spătaru n-a murit. Cum, nu ești la curent cu... Nu, cu asta nu. Da, așa e o melodie. Eu sunt la curent cu toate piesele care îmi plac. Da. Asta nu-mi place. Nu știi pe asta. Nu, nici nu vreau să-mi aduc aminte. Că Dan a fost unul din cei mai buni prieteni ai mei. Da. Da. Fotbalist, a jucat fotbal pe la Progresul, da, parcă. Da, da, da. Și la un moment dat s-a accidentat ca Julio Iglesias și a început să cânte. Bine a făcut. Păi nu știm dacă nu cumva am pierdut un fotbalist. E, lasă, fotbaliști, nu vezi că cum cresc ca ciupercile. Zine de Mamaia, le traducem oamenilor că Mamaia era un fel de Untold, Electric Castle, nu, sau ca să înțeleagă că e un festival mare. Mai altfel, nu Untold, că ăștia acum s-au născut. Bine, atunci ce Sanremo. Era? Sanremo. Care e acum? Care a fost aseară? Acum, aseară. Iartă-mă că spun, da. Mamaia a fost Mamaia. Cum, adică a fost și, cum a fost și... Nu mă enervezi, te liniștit. Cum a fost și Cerbudeaur.
cum au fost multe în România, cum a fost și Amara, nu știu dacă se mai ține Amara. Calatisul, superbitate. Târgoviște, Crizantema aia, de aur. Aia se ține. Se ține, dar chinui săracii, da. Să... Care, uite, trage de ea. Mamaia cine l-a ucis-o? Pe mamaia cine toți, a ucis-o și cerul de aur? Toți au ucis-o. Inclusiv s-a ucis teatrul de vară de la mamaia, care e o paragină. Hai. Ai băgat acolo mult. Bun, dar când te chemă... În 68... Cred că aia a fost prima mea scenă. Tremurau gladiolele când ai intrat pe scenă? Nu tremurau gladiolele, că eram tovarășa nimeni. Cine tremuram? Și am cântat o piesă a lui Nea Gigi Grigoriu. Am cântat două piese, dar iartă-mă că spun, dar nu prea mai știu care piese le-am cântat. La Mamaia și am luat ceva de consolare, nu știu ce mi-au dat. Acolo era șmecherie absolut, acolo te coceai în momentul în care te duceai la Mamaia și luai ceva sau cum era? Sau stricai sufletul. Știai că meri și nu lui ei. Eu n-am fost cea care să alerge după premii și m-am bucurat că există pe lume un mare artist care îl cheamă Adriano Celentano și sunt mare pană, care a plătit să nu ia premii. Deci invers, nu să ia. Nu, a plătit să nu ia premii, pentru că apărea acolo cu o piesă de rupea pământul și eu vreau să-i era obligat să nasă. Și el plătea să nu ia premiu. Pentru că teoria lui se vorbea mai mult de el decât dacă lua premiu. Că toată lumea știe ce zice. E, a luat ăsta, că e Celentano. Da, bă, normal că i-au dat. Știi, așa și nu-i de, da. Și el și n-ai vrut. Eu n-am, nu că n-am vrut. Da, mă, mai era altceva. Mamaia era așa o sărbătoare. Mamaia era o sărbătoare. Este exact, era exact Sanremo. Era o sărbătoare. Venea lumea din toată țara la Mamaia. Iar la cer veneau cântărezi din toată lumea. Din toată lumea. Vornicul Dumnezeu să-l odihnească. El a făcut cerbul ăla. El. Și ăștia l-au distrus. Ce nevoie avem? S-a mai dus un pic și după Revoluție. Că hai, lasă-mă în pace. Totul cu Tunio Ciobănasi, cu 300 da. De oi și Cristina Aguilera și... Și nu s-a mai putut. Păi l-au distrus. Economia încet. De piață. Cât un pic. Dacă nu face rating. Ce a venit nu face Ricky Dandel. A venit Ricky Dandel și le... Era prezentator? Păi a început... Ușor, ușor. Că a venit Sandra, au venit după Revoluție, mulți imediat acolo. Mulți. Pe care păi Julio unde s-a lansat? Păi unde? Care a cântat melodia lui Dan Spătaru. N-a da. Cântat melodia lui Dan Spătaru? Cum îi zice? Ale tale, ale, ale tale sunt pe lume florile. Da? La un bar cânta. Se ridica de pe scaun că e filmat, există pe YouTube. Și după aia o dădeam franceză. Ce mă gândesc eu. După aia o dădeam franceză, Julio, care a cântat în 12 limbi. Și cu Mire Matio, de care am vorbit. Cu freza aia castron. Da. N-ai avut în aia. Cum să purta freza de aia? Ai avut de aia? Da. Păi de aia te-am întrebat că te știi. Cum să nu? Da. Eu mi-am prăpădit părul după ce l-am tuns în toate felurile. De ce l-ai tuns? Pentru Alexandru Bocăneț și cu Doina Levința, erau atunci cuplu, da. Și cu Titus Munteanu n-am să niciodată. Bocăneț? Nu mai există Bocăneț, alt. Da. Am ajuns să... Am avut nu știu ce, eram pe vremea aia mai gașcă așa și cu Sanda Balaban, eu eram măritată cu Popovici și ne-am dus la o cafenea lângă restaurantul, nu mai știu cum îl chema pe ăla, Unirea. La Cilișan, București? Da, în Cilișan, București. Pe Calea Victoriei, pe undeva, era acolo o străduță și era un restaurant acolo și acolo vis-a-vis era un coafor și Doina m-au tot săcăit la cap și cu Sanda Balaban, că ce bine ar fi să te tundem, să te facem să fii tu Rita Pavone a noastră. Erau nebuni cu Rita Pavone. Da. Să te tundem, eu cântam și piesele, te tundem, te facem blondă, te tundem scurt și a... Și m-a dus Doina acolo, am intrat în coaforul ăla, un cofor.
Și aia, da, nicio problemă. Și m-a făcut, m-a tuns, am coada, aveam pe acasă, nu mai știu la câte mutări am avut. M-a dus acolo și m-a făcut, nu blondă, ceva roșu, ceva morcov, ceva o culoare de-aia, așa, și m-a tuns. Dar nu m-a tuns, că mi-a făcut niște vârtejuri așa de zicei că era mamanașa. Și eram micuță și eu pe vreme, arătam horror. Și când m-am dus la aia, vis-a-vis la cărciuma aia, au leșinat toți de pe scaune direct, au căzut de pe... Nu, și m-au dus înapoi. Atunci l-am cunoscut eu pe... Nu mai știu cum îl cheamă. Un coafer care m-am dus o viață la ei și m-a tuns scurt. Salvează-mă, fă ceva. Nu, eu, că eu nu vorbeam. Vorbeam eu pe vremea aia, nici așa nu vorbeam. Acum am mai vorbesc la prins glas. Maturitate. Da. M-a tuns scurt, blond, și m-a făcut și primul meu videoclip. Nu am avut multe. În curtea televiziunii și am cântat în, nu, și în curte eram, dar eram și în platou, făcut de Andu Bocăneț. Voi cânta iubire toată viața. Era o piesă a lui Mina Bastera. Și cine le traducea? Cine făcea astea? Pe textul ăla mi se pare că mi l-a făcut minte la contribuție, dar nu mai țin minte. Voi cânta, nu mai știu, iubire toată viața. Deci ei auzeau melodiile astea afară. Da, mi-alegeam piesa, îmi făceau textele și cântam piesa, înregistram piesa în studioul radio sau studioul televiziune. Cele mai multe le-am făcut în studio și eram tânsă, scurt, blondă. Ai băgat și radio mult acolo în sediu? Adică te duceai, cântai? Sau... Unde? În ăsta, la radiodifuziune. Cum era pe atunci? Cântai live? Nu cântai. Cum? Unde? Cum să nu cânt live? Da? Pe când înregistrai, cum cântai? Păi... Da, dar nu erau din astea invitată la noi la emisiunea cu tare și cântai atunci? Că nu prea erau pe vremea aia, am fost la Măculescu. Cum adică? Da, corect. Am fost și la Măruță când erau copiii cu orchestra. Da, da. Am cântat Mulțumesc, iubită mamă. N-am spus niciodată. Da. Multe am cântat acolo. Ioane. Moculescu mare? Moculescu mare. Nu zic mare ca... Mare. 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 Și el mi-a dat două piese care le-am cântat la festival la Mamaia. Mie mi-a plăcut foarte tare cum a cântat și a scris Moculescu. Dar nu eram genul lui de interpret. Corine i-a dat mai mult, Mihaele Mihai, dar eu nu era. Eram o gașcă. Era o mare familie, chiar dacă nu mi-a scris niciodată. Dar două piese mi-a scris la Mamaia, de-a lungul anilor. Mie mi-a scris Țeicu mult, Vava imens, Țeicu, Marcel Dracomir, Dinu Giurgiu, mulți. Eu am colaborat cu toți și după aceea cu generația pro. Ce înseamnă? Mai zici și tu, nu se aduce aminte niște... compozitor tineri. Păi nu știu, Comornic e la tineri? Da. E la tineri. Mi-a scris Comornic, nu mi-a scris mult. Comornic mi-a scris când a fost pandemia? Păi acum cât? În 2000... Acum... Ultima piesă mi-a scris atunci. 3-4 ani. 3 ani. Atunci mi-a scris ultima piesă. 2021. Lasă-mi doar iubirea, foarte frumoasă piesă. Cine mai mi-a scris? Mulți compozitori mi-au scris mie. Mircea Romcescu... Cine? Sunt senilor. Bun, deși după Revoluție. Zine de diasporă. Când vă duceați și acolo să dărâmă. Mă, a fost, și s-a dărâmat în 90. De-a lungul anilor s-a... Înainte ieșeați, adică nu Moscova și astea, nu. Acolo erau doar turneele astea... Eu am ieșit cu Giambașul, cu Star 2000. Da. 87... Nu, 77, 78, 79 am ieșit în Germania cu Olimpia Panciu. Da. Și am mers câțiva în buni. Olimpia până Panciu cu cine era? Olimpia Panciu era cu Mihai Constantinescu și cu Tufarul, nu cu Tufarul, cu cine erau? Aveau trio-ul. Cu Țeicu. Cu Țeicu. Deci în perioada aia 77, 78, 79 am fost în Germania cu Giambașul, cu Star 2000 se chema trupa, da. Cu Olimpia. După aia eu am... Dar Olimpia Panciu a plecat pe vremea lui Ceaușescu, nu? Pe vremea lui Ceaușescu. În Suedia, sau nu știu unde s-a dus, a rămas. I-a rămas din Star 2000, ne-am întors Star 1000.
Eram 10 inși. Imens asta. Da. Da? Da. Și câți au rămas? 5. Pup. A, e bună asta. Chiar, da. Chiar Star 1000. Star 1000. Din Star 2000. Și ne-am întors 5. Și ți-a zis ceva sau băi, eu o să rămân sau nu se știa? Era proastă să zică, n-a zis nimic, niciunul din ei, că au rămas Toboșaru, a rămas Mircea Romcescu, a rămas Olimpia, 5 au rămas. Și v-ați înjumătățit deodată. Da. A fost avionul mai ușor. Dar atunci se cânta la diaspora, nu veneau da, și românii? Da, că nu veneam cu avionul, veneam cu trenul, cu că trenul. Aducea marfă. Da. Un video astea mai aduceați? Păi da. Blugi? Nu de blugi, că noi nu aduceam să vindem. Pentru voi. Noi, că acasă n-aveai de niciunile, trebuia să iei aprobări. Paranteză mică, Doina Levința a începuseră să te îmbrace? Sau mai Doina târziu? Doina m-a îmbrăcat. Te-a îmbrăcat. Da. Când casa de modă, mică... cine? Venus? Cine ia, mai... nu știu. Nu, și zic așa, cine te mai îmbrăca? Zina m-a îmbrăcat. Dumnezeu să ierte. Da, Dumnezeu să ierte. Eu am avut un noroc mare la oameni. Eu am lucrat cu niște oameni extraordinari. Apăreați în niște rochii, se vedea că e altceva când apărea cel puțin plus la... Plus că televiziunea română ne asta făcea. Asta zic. Plus că ne făcea, plus că avea o garderobă de înțepenei. Că se vedea, era altceva. Era, cum era la, modă? La... Cum se cheamă asta? Nu designer, cum se cheamă cel care face decorurile și asta, am uitat. Butaforia? Nu... Nu butaforie. Da, nu regizorul de platou. Nu, altfel se cheamă. Regizorul, da, zice... așa, era Bobby Dinulescu, cea mai tare din televiziune. Plus că pe mine foarte multă vreme m-a îmbrăcat Aurora, Sanda, aduceau de acasă, că noi n-aveam de niciunele. Serios? Păi da. Aveam haine, aveam bani să cumpărăm. Nu contează, dar era cât de vesel era. La filmări era, nu era încrâncenarea. Și unde s-a stricat treaba asta? S-a stricat? Pe parcurs, așa. Cred că s-au introdus diferite lepădături și lepre între oamenii ăștia și au stricat macazul. Cum a zis și neregretatul Gigi Dinică, l-au chemat că s-a început să bată imediat la Revoluție, să certau care a fost securiști și care nu pe da, la teatru. Da, văzut și cu hârtie igienică. Și s-a dus și a zis, mă, toți ați fost, da, toți ați mâncat căcat, dar unii ați cerut și supliment. Da, exact așa, 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 așa toți, e. Știi? Toți erau, adică știa ce spunea. Eu... L-ai prins? Întreb la mișto. Am făcut turnee cu el. Imens? Da. Imens. Și așa era și în viață. Băi, du-te de aici. Exact. Pentru că noi nu i-am prins și oamenii care... Ba, parcă n-aș fi vrut să se termine perioada aia. Ce oameni, ce mari actori. Când ce dume aveau. Când a venit Revoluția, ai zis că o să fie mai bine? Ai înțeles despre ce e vorba? Bun, să schimbă regimul, suntem dragul în meu, februarie 90. Eu am fost pe stradă. Aveam un pulan din ăla care mi l-a dat un revoluționar, că m-a recunoscut, că eram revoluționară, mă. Ai riscat. Nici nu știu dacă m-am gândit ai că riscat, risc. Da. Și aveam o Dacie albă, luate cu foarte multe relații. Intervenții cu... Și care avea numărul 3B901. Spătarul făcea Mira... Piticot, că el așa îmi spunea, da, piticot. Ăștia ne halez dacă mă, nu mai merge cu mașina asta pe drum. Bă, nu, n-am pățit nimic cu mașina. 3B901. Că zicea că e număr de securiști, da. Că se spunea. Ei, dar revoluționarii m-au oprit odată și mi-au dat pulanul. Luați, doamnă, să mi-au văzut, da, să vă apărați, să nu știu ce. Așa a murit ăla, actorul... Cioculescu, Horia Căciulescu. Horia Căciulescu. Ieșind la palatul teatru. Telefonelor, da. În față. Ieșind de la teatru. Un soldat nu l-a recunoscut. Da. Asta e. Era o riscă. Da, deci eu am stat în stradă, în tranșee, am fost revoluționară. Dar nu mă bat cu pumnii în piept. N-aidă. Eu am stat la cum se cheamă acolo, la... În platou 4, studioul 4, 4, renumit. Da. Eram acolo. E pe YouTube. Mi-am și văzut nu ți-ai luat și... din aia? N-ai hârtie? Ce mă, sunt cerșetoare? Păi luai un pământ, luai ceva. Să-mi dea cineva într-o pungă. Păi divertis era că dacă s-a dat pământul înapoi și dacă nu sunteți găsiți acasă, vi-l lasă fața porții. Ce mișto e asta, bravo. Doamne, da. Dacă bați la ușă și e închis și pământul n-am ăla... Și că imaginea care e pe YouTube e cu Cornel, cu Marina Florea, cu Ionel Tudor, cu Marina Florea Piersi. Care lucra la IPRS Băneasa sau unde lucra, că făcea cu un ciocan de lipit...
și făceau materiale din alea, deși Marina? Cântă. Nu Marina Florea? Nu. Marina Cântăreață. Da. Și foarte bună. Da. Și care lucra... Nu știu. Da. Și nu făcea tovarășa cu tare, care și cântă și cu nu știu ce, da, un ciocan de lipit, știu, făcea diode, nu știu ce făcea pe la IPG Săbăneasa. Da, da. Nu, confund, se poate, da. Se păi poate. Și eu ce n-am lucrat la OCL Mobilă. Unde? OCL Mobilă. Erai cu carte de muncă prevăzută? Măi, băiatule. Știi să faci din astea colțare și astea? Nu, eram la birou. A, erai personal și Tesa. Da, Tesa. Iartă-mă. După care am fost la cooperativa Instalatorul. Umblai cu o cheie de 16 buzunar. Nu, eram dispecer de centru. A, sunau oamenii. Ție să sunau oamenii și dacă aveam pile... S-a spart o țeavă, doamna da, Dauer. Da, te trimiteam un citorul. Pac. Te rog. Știi câtă ciocolată am avut? Bine că n-am făcut diabet atunci. Deci din cauza asta n-avem noi apă caldă acum? Din cauza mea? Da. Nu că cred. Nu ai reparat țevile la timp. S-au reparat țevile când eram eu de serviciu. Da. Domnul Nicușor, depinde pe cine trimiteam. Da. Și de ce l-ai ciocolată? Să l-ai trimis să repare mai repede? Da, că primeam șpagă. Deci, s-a prescris da. Acum, nu te mai saltă dacă e. Nu. Că e la dare de mită, luare de mită, din astea, foloase necuvenite. Nu? Ciocolata? Pui ciocolată pe vremea aia? Mm. Dar cu ce vă dădeați pe atunci? Cu fa, cu 8x4? Cu ce erau pe atunci de astea parfumuri și spray-uri? Nu știu, mă dădeam cu ceva românesc, cu Nivea. Da? Dacă era, deci ai fost patriotă? Toată viața. Toată viața. Da. Că fetele mă întreabă, zice, dar tu cu ce cremă te dai pe față? Acum, prietena mea, avocata mea, Katia Cicală, ea mi-a adus acum din Spania tot felul de... Caviar din astea, nu, medici. Nu, nu, că ea nu e slabă, nu. Dar mi-a adus să mă dau cu aur, cu maur, cu nu știu ce, și eu mă dau cu Herbalife, Herbagena. Herba. Când v-ați dus, apropo de afară, când v-ați dus afară prima dată, v-ați speriat? Că oamenii ei vă iubeau atât de tare? Nu, nu, că nu, era nu atât m-am de... speriat, nu, că era atmosfera de aici. Oamenii chiar vă așteptau, cum să zic, cu dinții la barieră. În America nu ne-au văzut în viața lor decât la televizor. Nu, la televizor nu ne-au văzut. Da. Ne-au văzut în țară. Mă țineau minte de când au plecat din 74 și când v-ați dus acolo s-a dărâmat. S-a dărâmat. Și acum cred că e la fel. Făceam câte două, nu mai. Nu? Nu. Că s-au schimbat generațiile, da. Am plecat, se făceau 3 spectacole pe zi. 3 pe zi? 2 spectacole cu matineul de rigoare, de la 5 cum se vindeau bilete și de la 8 seara sau 7 seara cum era al doilea. Deci voi intrați în sala aia stătate? Al treilea spectacol se făcea la un restaurant românesc sau ce închiriau ei, comunitatea de români de acolo. Erau 3 spectacole, adică în afară de faptul că luam ciubucuri, că banii care îi luam noi ca spectacol se împărțeau, se duceau, se... Da. Impresari. Dar luam ciubuc, da, primeam ciubuc. Ea. Ca lumea. Nu ni băga nimeni în sân. Se făcea o oală, oala minune. Și acolo erau. Plus că se vindeau discuri, se vindeau... Oamenii erau buzele arse de dor. Și plus se purtau frumos, foarte frumos. Erau dornici. Acum nu știu cât de dornici mai sunt. Că s-au... Ai băgat America multă? Din 90 până acum 6 ani. Deci ai băgat un 20, un sfert de secol ai băgat. Da, un sfert de secol, da. Dar și unde mai e publicul la fel? Eu am văzut America și Canada, le-am bătut cu piciorul. Că noi mergeam nou cu avionici, cu, da, cu Venu. Să le pe Ghiță Turda odată, că a fost cu mine. Conduceau... I-a închilozat fundul, că nu mai pot să merg. Milioane de mile, cum au ei. Da, dar mie îmi plăcea, pentru că mie îmi place, eu ți-am spus, eu sunt nebună. Mergeam mult, vedeam, în primul rând nu te duceai boște în tot ce... Da. Te duci și vezi. Dacă tot ești acolo... Vezi. Și plus că în mașină vezi, așa am văzut președinții, am văzut, pentru că noi nu ne opream. Ne opream la un motel care e o sumă insignifiantă, 20 de euro, 20 de dolari, 15, da? Și condiții de
hotel de 4 stele, mâncam acolo, că mâncam sau la Denis, mâncam supiță cu tăiței, ce îmi place mie, da, T-bone steak. T-bone steak, da. Așa, sau hash brown, aia îmi place mie. Oleu. Cartofiurii aia, răzăliți, mortul pe ai treci peste, că ți-e foame, nu? Și mie. Când audă. Vreau să spun că mergeam, de exemplu, aș dă un exemplu. Eram în Portland și trebuia... Portland? Parcă Portland. Și trebuia să ajungem de Crăciun la Chicago. Unde era o comunitate uriașă de, da, de români. Da. Mare. Da. 30.000 de oameni, nu știu câți erau după Revoluție. Și acum la fel. Cu mai biserica mulți lor, cu tot. Și acum e peste tot. Da, așa. Da. Avem biserici. Peste da. Tot avem. Cred că... Românii sunt dezbinați peste tot. Și aici, eu nu știu și aici, ce, acolo. Că frumusețea românul are un suflet minunat. Nu știu ce a dezbinat. Că nu pot să cred meschin că banul. Păi și acolo, peste mări și țări, tot la fel? Pe asta zic. Deci acolo eu duc bine. Cred că sunt sute de mii de români care ar veni mâine acasă. Dar le e rușine. Că n-au făcut nimic. Au ajuns acolo și n-au făcut nimic. Unde ai mai găsit oameni așa tot morți după voi? În Israel? Sau unde? Unde în lumea asta? În Israel e nebunie, dar publicul nostru a îmbătrânit în Israel. Și noi am îmbătrânit, ne-am maturizat. Da. Deci... Ați câștigat experiență. Așa. Dar țara aia este o frumusețe. Au și probleme multe. Ba de viața au lor. Probleme, adică da. Astea n-ai cum dar, să... Dar când s-o face liniște cât un pic, cred că sunt prima care pleacă acolo. Nu de tot. Eu n-am vrut să plec niciodată, nicăieri. Ai avut posibilitatea să rămâi? Da. Prima oară în Iugoslavia. În Iugoslavia? Da. Păi dădeai pe dracu și luai pe tasul? Pe vremea aia? Pe vremea aia era bine. Măi, Cătălin, păi... eu am văzut acolo prima oară dolari pe masă, la oameni. În viața mea n-am văzut dolari. În afară de faptul că eu nu mai cântam românește. Cântam numai în sârbă. Erai cu Lepa și Brena, cu ăștia, și în italiană, da? Asta cântam, da. Că am plecat cu o trupă de aici, de români, la o cârciumă de la, din Chichinda. Chichinda. E o localitate da. Aproape de România. Bine, și după aia m-am întors după 4 ani. Stai, stai, că pe asta nu știu. Da. Unde ai plecat? În Iugoslavia. Pe vremea lui... Pe vremea lui. Lu? Eu n-am mai vrut să vin. Și ai stat 4 ani acolo? 4 ani. Și nu te-au băgat ăștia la proscriși? Nu, nu, nu. Pe cine eram eu? A, pe bune? Eram nimeni. Când? Asta vreau să-mi aduc aminte. În... După Mamaia sau înainte de Mamaia? Și ce ți-a venit? Nu, înainte de Mamaia era, da. Păi am cântat cu trupa asta acolo, cu Tesel Grebeșa. Păi ai cântat, da, 4 ani. Am cântat ani. Acolo, dar mi-a plăcut mie acolo. Păi, eu n-am mai vrut să vin. Și am mai făcut o deșteptăciune de a Mirabelei, care e marcă, înregistrată. Au venit acolo dată, dar nu mai știu dacă eram în Chichinda sau ne mutaserăm deja la Belgrad. O gașcă de la... Iugoton. Iugotonul era casa lor da. De discuri. Da, electrecordul lor. Se propună mie un contract, că le-a plăcut de mine cum cântam. Era ei scoteau lung. Multe din astea, scoteau că aveam treceau lung, în partea asta la târg, se veni la târg și ei aveau multe viniluri. M-au contactat și să mă întrebe dacă vreau, rusește vorbeam cu ei. Dă-i seama că nu știa nimic, rusește bălbășeam. Da, gabarit. Dacă, și puțin italiană. Dacă vreau să fac un contract cu ei, să vin, parcă nu era la Belgrad, să vin la Belgrad să facem acest contract, să nu știu ce. Și cu cine trebuie să ia ei legătura în afară de mine? Dacă au acceptul meu da. Și eu, imediat, eu, românca comunistă cinstită, le-am dat imediat numărul de la Aria. Aria era agenția care se ocupa de noi. Ciuciu, tu aduceai contractele.
Și ăia au cerut un preț pentru mine, eu care eram tovarășa nimeni. Eram cel puțin Tina Turner. Tina Turner era o gâză pe lângă mine. Pistol cu apă. Da, au cerut o sumă. S-au lăsat aia pe da, gulaș. Cum mai veniți în țara următoare? Și au zis, da, vă mulțumim foarte mult. Și ei mi-au spus chestia asta, că le-au cerut o sumă. Nu, au avut bunul simț să nu spună. Să nu spună, da. Și s-a ales. Deci am avut posibilitatea să rămân acolo. Și mai încoace, de exemplu, după Revoluție sau nu te-a mai interesat? Nu m-a interesat. Acum rămâneai ușor. După Revoluție puteam să rămân în America. Da, asta zic, nu mai era. Nici măcar nu m-a dus mintea să-mi fac cetățenie americană, că tot ce-au făcut. Deci tu ești tot a noastră mioritică. O freră. Nici izraeliană, nimic? Nu. Păi mama a plecat, sora mea a plecat, cumnatul meu a plecat, eu cu tata am rămas aici, eu aici aș tata la cimitir. N-am cum să nu surâd, știi? Da? Normal nu poți, dar... Păi trebuia să aibă grijă cineva de tată. Da. Da. Niciodată... Bine, atunci când pe vremuri nu-mi dădeau viză, știi? Da. Că geambașul meu a obținut viză foarte greu. Le-am zis, domnilor, știți ce nație sunt eu? Eu plec legal. Da, nu trebuie să fug. Plec legal, nu trebuie să fug. Nu trebuie să rămân nicăieri. Eu plec legal și atunci mi-au dat viza. Ca să nu aveți... Da, să nu ne chinuim. Eu niciodată n-am vrut să rămân. Nu. Geambașul lider așa de da, felul lui? Da. Da. Uite o altă voce care s-a pierdut din cauza... Nu s-a pierdut. Că e iubit și el. Respectat ca un mare artist, dar... El, Daminescu, sunt niște voci. Adrian Romcescu, sunt voci. La Minescu când începe să cânte aia cu noi românii, suntem crapă și reflectoarele și tot. Cine? La Minescu, zic. România? Când, da. Care da, cântă România? Da, da. Când începe să cânte, spar niște voci. Cad becurile de la reflectoare. Da, bine. Îți spun eu în pauză. Da. Noroc că... Nu, degeaba... De care pauză? Că aici e non-stop. Nu, când la nu foyer. Mai, când nu mai filmam. Da, la foyer, știi cum da, zic. Să, da. Îți spun și niște răutăți. Nu de el, nu de Adrian. De lume. Și nu avem putere să ascultăm vocile astea minunate. Tu ai simțit că asupra ta sunt răutățile astea vreodată? O, da. Da? Da. Voite? Adică pe față? Da. Și... Dar da, peste tot e așa, nu e peste tot. Păi și ce și în lumea asta a voastră nu e și mai mare mâncătoria? Nu ar trebui. Hai de că ce să-ți iau contractul, să-ți mai iau ăla? Fiecare are fileul lui. Hai. Păi are, dar îți mai ciupesc de la tine, tu mai iei de la mine, nu, mai luăm de la asta ăla. Asta-i culmea, că nici măcar nu au venit. N-au. N-au un câștig de pe urma răutăților. N-au. Tu acum ai pensie de la ăia, de la instalatori? Nu, s-a adunat. Da? S-a ți-a dat și de la instalatori. Am pensie și de la UTC. Ia uzi. Și de la OCL Mobil am adunat. Ce asta zic, am Mobila, fost o... bravo. Am adunat, acolo am niște ani de muncă. În câmpul am munci, pensie. Cum zicea. Vrei să... Nu mai spun pe urmă ce pensie am eu, că pe urmă... Nu zic o să... cum i-au făcut Maria Dragomiru, că da, s-a văitat, dar ea nu s-a văitat. Da. A fost cinstită, sinceră. Nu ai, mai spun. Ai 20 de materiale a doua zi în toată presa. Haide, mai ales că Mirabela vinde. Da, moare de foame. Sau invers, ce pensie uriașă, ce da. Mirabela. Se vaită asta! Dar pe vremea aia cum era presa? Bine, nu puteai să nu scrii, dar scriau de voi? De concerte, de astea, nu de Mirabela că vine. Partoș, cine scria? Era Partoș, care ne chema și la radio, dar nu se scria. Ce-i? Nu de cancanuri și de din astea, no, dar din astea, turneul formației nu, românești. Nu, nu. 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 Partoș a făcut multe, domnul mult, Andrei, că nu ne permite bune, pentru muzica românească. Foarte bune și un băiat minunat. Alt personaj despre care nimeni nu mai... Și cu Radio Vacanța, dumnealui e cu Radio Vacanța, nu? Nu, Radio Vacanța e Răzvan Petre. Răzvan Petre. Da, era Șerbănescu, doamna Rodica Șerbănescu, erau toți cei de la radio. Radio. Pe tot. Care se mutau, plecau în... Vara erau acolo, mai Radio Vacanță. Mai și ne mai auzeam da, în septembrie, da, că se începeau da, școlile. Da. Un lucru frumos ce ăla. Ce frumusețe. Mamă, ce frumusețe. Te mutai la mare cu totul? Te mutai la mare cu totul? Da. Plecai în iunie? La mare din iunie până în octombrie.
însă făcea frig afară, că altfel mai stăteați. Nu, la 3 octombrie da, se închidea sezonul, da, dar da. Nu altceva. An de zile. An de zile. Textul ăla faimos, Compania Marilor Spectacole prezintă asta în această bebe, seară. Da, tati. Da. Și umbla cu portavocea aia printre. Dar să știi că nu era, cum spuneau ăsta, Șușanea. Că Șușaneaua la mine este adun pe unul de acolo și unul de acolo și îi pot să cânte, dar vai de mama lor. Stai puțin, că aveați un afiș ca lumea. Ce, ei, cu poante. Ăștia cu... eu nu le iau parte, că eu nu le iau parte impresarilor, că n-am de ce să le iau. Că ei trag normal pentru ei, dar țineau și cu noi și ne puneau în valoare. Da, corect. Spectacole. Lumea așa ne-a cunoscut pe noi. Așa ne ascultau piesele noastre. În turnee. Că radio ne difuza sau nu ne difuza. Erau mulți, televiziunea... puteați dea o piesă, televiziunea avea 2 ore de program. Așa când că... să dea? Ce? Vorba ta de Revelion și de da, nu. Album Vesel Duminical. Album Duminical. Ce frumoase erau da, albumele. Da. Și emisiunile alea. Când se făcea o emisiune de 23 august, da, să lucra la ea, vorba ta, să pleca din ce din iunie. Ce toalete, ce decoruri. Doamne, măica Domnului. Ai o melodie care ce ți-a mai, cea mai dragă? O să spui, nu bă, că am 700, dar una de care să... Nu. Toată le iubesc, altfel nu cântam. Corect, corect și asta. Nu le cântam. Ți-am zis, la mine a fost o întreagă naștere. Dacă nu-mi plăcea piesa... putea să fie... Da, ai și tu niște hituri care se, nu că se cântă, cum să zic, sunt recunoscibile de la primele acorduri. Da, da. Știi? Că așa bănuiesc că rămâi ca artist, nu? Adică, bă, dacă omul peste 35 de... Exact. Să o fluiere. Da. Bă, afon, îi gâghile, fluieră, îi gâghi la uzu. Taina nopții, Mărărița, Ioane. Da, ai fost și în Deschideți Poarta Soarelui. Acum, am avut o voce. Mamă, acolo. Ce-i acolo. Bună. Că Michael Jackson, că am luat de acolo, că băi, pe vremea aia s-a adun. A fost o idee. Aia au avut mai multe idei, eu nu critic pe nimeni. Bravo, Lușu Tău. Domnul Anton a da. Rezolvat cazul. Toni a făcut, da. Și a făcut câteva. Toni cu Aurora. Și cu pleada aia de artiști minunați. Să-i adun pe toți. A fost foarte frumos. Și a fost proaspătă teaba cu... cum îl cheamă? Cu Michael Jackson. Cu Michael. Da. E chiar atunci... Acum a ieșit un imediat. Documentar pe Netflix cum s-a turnat și cum au făcut ei piesa aia. Genială. Genială. Aia cred că a fost 80 și... Nu mai știu. 5 cred că este al lui Michael. Și imediat și noi. Vezi? Ideea. Asta e. Au fost ei mai buni. Mai... Nu. Ideea a domnului Șuteu imediat da. O facă. Imediat. Bravo. Dacă trecea și un pic piesa, și... Da, și da, da. Deschide poarta soarelui. Ce frumusețe de piese. Vezi, nu e iarăși e un paradox că atunci nu prea puteai să faci multe piese cu text variat, că era așa, nu puteai să scrii dă la, era dragoste, da, pace dar și nici nu trebuia să pupi. Asta zic. Sau să lingușești. Nu trebuia. Nu ți-a pus nimeni. De exemplu, tu consider că Magistrala Albastră era o lingușenie? Nu, la ce se întâmplase acolo și cât își pierduseră viața și impactul a pe care... A fost ca un imn adus acelor oameni. Da, da. Un imn. Dar de ce nu se mai face muzică din asta? Pentru că nu mai sunt compozitoria. Bun, asta am înțeles. Pentru că s-a schimbat... Păi mai există că vava. Nu mai există respect, că nu mai există... S-au dus toți? Da. Toți? A mai rămas unul de sămânță? A mai rămas, 3. Dar nu o interesează, că trebuie să trăiască. Din piesa asta cine o difuzează? Cine să difuzeze muzica lor? Bun, și Delia, de ce ți-a melodia? Ia întreabă. Dacă, păi nu, dacă nu e mișto. Mai. Eu nu pot să zic nimic, bravo lor că o iau, bravo lor că... Dar măcar să cânte textele ca lume, că pe mine asta mă doboară, că Vadim Tudor e unul singur. Să cânte textul, să-l învețe ca lumea. Că mulțumesc, iubită mama, apropo de Delia, ce ai zis, Delia cântă superb. Dar nu... Respectă textul, în primul rând, nu piesa. Că deci textul este valoarea. Textul este valoarea și muzica e genială, dar textul e suprem. Textul, tu dedici mamei tale textul, nu muzica. După aceea vine muzica. Și totul este un tot. Eu am auzit piesa, dar era, textul era bulibășit.
eu la chestiile astea mă... Și Pepe a cântat, mi se pare că Morărița a cântat-o, era la festival la Mamaia și Moculescu a făcut un moment, interpreții tineri din perioada aia așa cântau piesele noastre, da. Știi? Foarte frumos un moment, Morărița minunat. Cu ei? Al Vava, da. Al Vava bătrânul, al lui Vasilache, da, bătrân. De bătrân. Iar el a reorchestrat piesa și am cântat-o la un spectacol care l-a făcut Ministerul Culturii, piese interzise pe vremea tare aceea. Asta ca idee. Da. Și au făcut la sala radio piesele interzise, că Morița a fost roata morii, se învârtește, ce vrea mă să spună. Adică ce se întâmplă. Și s-a făcut la sala radio. Ai băgat și acolo, bănuiesc? Morița. Nu, zic, mii de spectacole, zeci de spectacole, sute. Da. Mihail Jora, sau cum îi zice acum, da. Frumos. Și s-a, nu, acolo nu mai s-au făcut spectacole cu noi, s-au făcut mai mult pe clasic, pe simfonic, pe... Asta e. Muzică mai... Nu mă vait. Muzica asta de astăzi... Dar fără să tragem într-unii, într-alții și astea, zgâghi la uzu? Una, da. În general, da, că în na. În general, da, am piese care îmi plac. Care nu-mi plac, nu le ascult. De ce le ascult? De ce mă... Dar vreun solist sau vreo solistă pe care să-i îndrăgești din ăștia... Uite, ți-am spus adineori că îmi place Delia cum cântă. Nu-mi plac toate prostelile care le cântă, că merită mai mult. Andra îmi place foarte mult. Compozitorii care le compun lor nu mai sunt de profunzime. Păi și se întorc tot la astea ale voastre. Ca Andra și cu foarte bine, foarte bine. Dan Spătaru. Da, am văzut. Da? Am auzit. După aia vine nu știu care și ea... Să cânte, să cânte. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară. Da, dacă vreau Teoros să și... Dacă sunt remixurile făcute ca lumea, de ce să nu cânte? Bravo lor! Bravo, da, lor. Corect și asta. Și o piesă, în loc să dăinuiască 30 de ani, dăinuie 50, că să mai și duce mie, încă. Și mie, de exemplu, Raul mi-a făcut un remix la cum se cheamă, la Privighetoare, la da. Noapte de Mai. Da. Și a pus trompeți ca la... L-a făcut tot un pseudo-clasic. Așa. Făcut niște băieți deștepți și Ciprian Porumbescu. Și iese mișto. Când da. O fac unii da, ca da, lumea, da, da. Știi? Nu, are, nu te rog, să fie Porumbescu de ăsta. De exemplu, Paul mi-a făcut Fuego. Da. Mi-a făcut numai când dansez cu tine o piesă lui Marius Țeicu a mea, a făcut un remix superb. Duet cu el. Da. Și singur o cânt. Dar pe modern. Foarte frumos remix. Foarte frumos. Că nu remix. Sunt forțate, că nu sunt multe, când le aștepți, nu, astea merg. Nu, da. Dar merg. Dacă nu se... strică la remix. Da, și nu devine bumții-bumții. Da. N-ai călcat o furnică și ți-a dat o furnică o aripioară din aia, că era regina furnicilor și a zis, Mirabela, eu dacă mă chem vreodată cu aripa asta, eu pot să-ți organizez un concert să cânți cu cine vrei tu, cu cine ai fi vrut să cânți sau ai vrea să cânți. Nu neapărat, știi, în lume. N-aș cânta cu nimeni, n-am curaj. Păi da, dacă ți-am spus că pentru mine n-a fost decât Tina Turner. Atât. Și Celine. E, pot eu să mă pun lângă astea? Ce mă cred eu? Cine sunt eu? Furnica aia. Nici măcar furnica. Furnica măcar aia, acolo să... Deci cu Tina. Asta, că de exemplu la Celine Dion am văzut concertul ei de la Vegas de 4 ori. Și de fiecare dată am fost leșinat în scaun. Dar voi furați de la cineva pe vremea lui Ceaușescu? De la cine puteai să furi? Uite, bă, nu știu, inflexiunea vocii, habar n-am că nu dacă mă pricep. Dacă zici că mă asculți pe mine, ai văzut vreodată la mine furat? Nu. Și nici după Revoluție, când... Nu. Știi că se mai zice, uite, aia a luat de colo, de ce ai avut stilul? Dar a luat ce? Mirabela cap-coadă. Eu nu pot să iau. N-am ce să iau. De la mine se fură, dar am o revelație așa. Nimeni n-a putut să cânte prea mult piesele. Păi te duceai sus un pic, ce voiai? Nu de sus, și nu de sus. Nu, pentru că eu le-am pus o amprentă de aici. Iar dacă acum nu se pui, mai cântă de dacă aici. Dacă nu pui... Eu, la mine, toate piesele mele, bună, proastă piesă, nu contează. Dacă am iubit-o, am transmis-o. Am pus-o pe tavă și am transmis-o.
M-am uitat acolo în becul ăla, pe scenă, că eu am niște emoții. De acolo mă uit în becul ăla, lumea vede că mă uit în față, deci crede că mă... Și acolo sunt. Ne uităm și la niște poze, că n-ai venit cu mâna goală, dar trebuie să ni le descrii. Bine, hai, ce... bagă. Ia uite, ai sor mea, tăticu, mămica și nepoata mea. Nu-s eu. Nu. Nu că sunt eu. Pepit frumos, apretat la guler. Dar nu sunt eu aia. Știu, știu. E nepoata mea, ai sor mea, tăticul meu și mămica mea. Când a luat premiul ăsta, nepoata mea. Putem să-i punem capul tău acolo. Cu premiul. Sor mea seamănă cu mine. Da. Hai să mai vedem. Adică eu se astăzi... că e mai mare ca mine, un pic. Asta și eu. Ia uitați-vă aici, păr. Știu unde sunt aici? La bar, la Tene Palace, jos. La subsol, unde era barul. Cu părul ăsta așa erai? Cu părul ăsta eram. Noi ăștia nu prea te știm așa. Generația asta mai... Nu, că ți-am zis, am făcut o emisiune, am făcut-o cu Titus Andre, cu Titus Munteanu și cu Bocăneț prin grădinile Bucureștiului, română sârbă. Nu, nu știu, adică dacă... București Belgrad se chema. Cred că e pe YouTube. Da? Da. Așa aveam părul lung. Asta sunt la Atene Palace, jos. Bun. Foarte tare poza asta. Și asta tot așa. Asta sunt prin televiziune făcute. Moda aia cu fusta scurtă, asta e 70-ul. Asta eram, nu știu, pe la o cârciumă pe unde cântam eu. Da. Dănuțul meu. Ia uite aici. Asta este o poză făcută la Polivalentă, la nu știu ce... spectacol era de la unde am cântat eu Nu știam că mă iubești și tu cu Dan și Magistrala. Asta l-am cântat în concurs atunci. Dar cui a venit ideea cu Magistrala? Vava! Tot? Vasilache. Vava! Dragul de el. Alain Delon Blond. Da. Cântăreț. Aici sunt cu mama lui Fuego. Asta e Jenny. Și suntem la Cireșica. La domnul Băsescu. De ce era lui? Păi nu cânta, nu când acolo stătea toată păi ziua. Păi era ce da. E și e cea mai frumoasă este. Locație. Da. Acolo. Frumos. Da, la Cireșica suntem, uite. Uite, acolo suntem. Ce tare. Ce neagră eram. ce neagră eram. Și cu Jenny Cica. Hai să mai vedem. Ia uite mâncare aici. Mâncare are mama să le mănânce Maria și cu steluța mea. Vă e dor? La mare. Vă e dor de doamna Stela? Da. Câte lucruri m-a învățat pe mine steluța. Serios? Mai de capul meu. Subapreciată și dumnea ei sau am avut grijă de dumnea ei? Nu. Iubită foarte mult. Deci? A avut până la un moment dat... oameni minunați în jurul ei. Păcat că a murit singură. Cum sună asta? Ea a fost înconjurată de mulți oameni, dar... Mai mult nu vreau să spun. Da, nu, că nu ne băgăm în... Hai să mai vedem. Asta tot la mare suntem, cu Alina și cu Romeo de la Lesis și acolo cine e? Păi tu, doamna Maria, da? Da, da, suntem da. La mare. Suntem păi la mare. Cât ai stat la mare... trei sferturi între poze, cred că-s de acolo. Ce frumos e. Și bronzați, ia uite-ne. Mai bagi acum? Da. Bagi? Dar cum să nu bag? Nu prea mai merg așa în turneu. Poate fac 5, 6, 7 spectacole pe vară, dar în rest când mă la Cireșica. Acolo. S-a construit acolo mult. Uite-i pe mine. Aici unde? E la TVR în curte. La TVR în curte. Cu e la TVR în curte. O spectacol al lui Iuliana Tudor. Care și ea a dispărut. Nu a dispărut. Păi n-au scos-o? Păi da, e o desfințată emisiunea aia superbă. Da, nu-i loc de cancan, așa că mergem... Nu-i treaba. Raul, ce mai face? E acum în America, în turneu cu Bebe.
Nu. No. Uite, asta are 12 ani poza asta. Nu? 12 ani. Hai, chiar de acum, din februarie 2012. Uite acolo, jos. Da, da. Da. Dar nu mai știu unde suntem aici, undeva. La o catedrală, dar unde suntem? Păi văd că e cu Mundo, nu știu ce, cu Fide. Da, Mundo Rei, dar da. Unde ești? Deci el e în turneu acum. Da, e în turneu. Dar mai prin turneele astea în America? Unele da, unele nu, depinde, că s-a plictisit lumea de noi. Păi, trimiteți-vă pe alții. Păi nu sunt alții, nu înțeleg. Păi, și atunci hai tot noi. Hai să mai vedem. Ia uite-l mă punea Pauluș. Paulică. Aici sunt la mine în cartier. La rezidans. Da, acolo suntem. Nu? La terasă. Bagi rezidans acolo la Agua Garden? Da. Bag. Că asta e de acolo. Bare în vara bag bine. Da? Îmi place cum se mănâncă. Da. Mă, da, numai bronzată sunt. Uite, aici nu ești. Aici cred că sunt la, nu sunt la Chicago. Deci aici... că în spate sunt desenate alea, dar sunt pe bune. Nu, no, sunt pe bune, sunt, din... la, sunt precis la Chicago aici. Da. După... Știi, bani cu Chicago, Chicagonito de acasă. Da. Da. Și nu ți-ai luat cetățenie. Nu, de fraieră. Să vorbești acum un pic așa... Așa, cum să spun o da, okay, my age, Kathleen. Cum să spun... Da, era cuvântul ăla, Melody. Te rog frumos, cumpăr, comandă-mi un taxi. Da, taxi. Hai să mai vedem. A, atâta? Atâta, n-am avut. Dar puține. N-am avut da. Posibilități. Nu se făceau pe vremea nu, aia. Nu. Costau bani și... Dacă știam că fac pentru tine, s-o mai duceam. Să rămână. Data viitoare, că mai facem și partea a doua. Da, de best of. Ce-ți dorești? Nu mă da cu sănătate. Că sănătate s-a luat să... Nu, aia oricum, toată lumea... Aia e inclusă. Nici nu trebuie să spui, este inclusă. Dar tot sănătate vreau. S-a dat asta. S-a dat. Asta e. Altceva nu vreau. Nu-ți dorești un album, un... Nu, lasă-mă cu albumele. Să fiu bucuroasă. Asta e cel mai tare. Că fericită nu sunt. Nimeni nu e fericit. Vreau să fiu bucuroasă. Deci presa scrie acum de tine pentru că vinzi? Da. Păi ce poate să mai nu spargă? Nu acum. În general? Da. Indiferent dacă ei repetă ce, același cu, lucru. Alea cu băiatul, cu copilul. Cu porcărie, da. Tot timpul repetă. Pentru că nimeni nu pune mâna pe telefon cum ai făcut tu și ne-ai chemat aici. Bun, și te sună. Și zice, dă și mie, Mirabela, o bombă. Nu-ți dau nicio bombă, că eu n-am bombe. Și dacă nu-mi place de tine, nu-ți dau. Hai să merge. Pe bune. Dar cartea ai scos cu Anca. Am scos pe ea, m-a săcăit la cap să facem. Da, așa, a fost o chestie. Ai dat tot în cartea, ai zis no, tot? Nu. Mai ascuns? A fost o chestie actuală. Păi nu, că nici n-a fost discuția să dau ceva. A fost despre muzică, nu a fost despre muzică, despre o perioadă mică a vieții mele. Păi cum mică, ai scos o carte. Da, dar mică. Păi înseamnă că dacă e toată, e atâta, e nu, ca Dexul. Viața mea este o telenovelă, dacă aș spune tot, telenovelă fără compromisul să fac. Telenovela de verdad? Cât e Suleiman, acum sunt la perioada de turci. Da. Suleiman, magnific. Nu Suleiman, aia de a fost tânăr și neliniștit, care a început și nu se știe când se termină. Nu s-a terminat, aia aș face. Aia, tânăr și neliniștit, a început cândva. Eu am să mor și aia tot ar merge. Ce, ai de gând? Nu. A, Doamne ferește. Nu vreau să fac bucurii așa ca expresie. Ca expresie, să mă dau și eu intelectuală. Am înțeles. Deci ăla a început și să termină cândva, nu se știe niciodată când. Deci, nu s-a născut încă. Cel care trebuie să scrie cartea mea. Am înțeles. Deci încă o carte? Pe o carte. Să zici și tot? Da. Păi, dar ia zi una, zine una. Uite, ce nu știm despre Mirabela Daue? Păi ți-am spus astăzi, mai zi dale. Una. Păi lasă că nu mai am ce să zic. Păi una. Amorul nu am avut, decât foarte puține și insignifiante. Deci asta le-am tăiat. Altceva n-am ce să zic. Bani? Cașcaval? Mult? Eu cașcaval mult nu iubesc. Iubesc să am o viață confortabilă. Bun. Să mă simt bine. Să-mi invit prietenii la masă. Să mergem să am ceva ce pune pe masă când vin la mine să se bucure.
Eu nu sunt pretențioasă, nu vreau... Deci nici asta nu merge. Nu vreau briante, diamante... Toate diamantele, Luis Gabriel. Nu, deci, da. Amor, toate nu, bani, nu. Diamantele, da. Nu. Pe aici am făcut. Eu sunt un om normal. Normal, modest și sincer. Și nici nu vreau nimic. Vreau să-și aduc aminte de mine. Aoleu, o dai cu astea acum. Cu ce? Păi dar cu nu tot, cam să mor, dar nu păi... că mor. Și când e ziua mea, să-mi dea un telefon. Acolo scriu toți, jur că scriu, că zic toți că s-au născut cele trei mari. Să mai dă. Să mai dă, da. Cu chestia asta, că sunteți născute toate trei în aceea zi. Dar Iordăchiu aici de săracul n-are loc. Da. Dar se mai dă. Astăzi este ziua în care... S-au născut. Da. Se mai dar dă. Particular să mă sune. Cât de cineva pentru care am făcut ceva în viață. Poate, dar eu nu amintesc. Dar ai luat sub aripă? Ai luat sub aripă artiști? Mulți. Să-i crești? Mulți. Dar pe tine cine te-a luat? Ți-am zis, Aurora, concret. Tudor Vornicu, Sanda Balaban, ăștia din televiziune. Ăștia. Ăștia au fost oamenii care m-au propulsat, să zicem, mă rog. Și tu Sanda pe cei... Cepraga, lume. Tu pe cei care i-ai luat nimic? A uitat numărul sau mai... Să rumâna ce mai dacă faci? Dacă își aduc aminte că sunt foarte ocupați. Toți. Uite, ai un Buddha acolo, am văzut. Și te sună și Buddha? Și dumnealui e ocupat? E ocupat, nu mă sună. Nu te mai poate sună, dacă da? Dacă mă suna era bine. Zice, știi cum e când vorbești cu Dumnezeu? E ok. E nasol dacă îți răspunde. Da, sunt. Știi? Deja ești la mâna, da, lui dreaptă. E ok atâta vreme cât vrei să vorbești și îi spui ce ai pe suflet, dar dacă îți răspunde, e un picuț mai... S-ar putea să la gătaia. Da. Bun, deci n-ai nimic de dorință ca să rămână registrat, să te prindem peste 3-4 luni să vedem dacă s-a împlinit sau nu. Nu. Păi vezi că acum dacă zicem presa să o sune pe Mirabela, poate începe să sune telefonul ăla. Ce telefon șmecher ai? Dar de ce e ziua mea? Păi nu, păi ce numai de ziua ta te sună? Eu atât am doresc. Să mă sune de ziua mea, de sărbători, să mă sune la... Dar de ce? Uite, vezi că acum greșești. De ce să fie românul bun numai de sărbători? Am zis și eu să mă sune. Știi cum e, că nici atunci nu sună. Hai, Cătăline, lasă-mă în pace, ce tot vrei. Gata, las că te trec eu pe listă. Știi tu vorba aia mea? Adică nu știi. O horă mică îmi doresc, dar să fie veșnică cu mine. Corect. Populare mai bagi? Cum? Că te-am văzut în costum. Cum să nu tradițional, bag? Deci bagi ca lumea. Păi la spectacol, invită-mă la un eveniment să văd cum bag. Iată dacă sunt oameni care vor să o invite. Da, pe... să știți, când și la petreceri, când la botez, la nunți, tăieri de moți, la orice. Orice fel de sindrofie. Doamna, acum am voie, zic, doamnă, să rămână, să-ți mulțumesc. Hai, de la voie. Final. Am voie. Nu zici nimic. Am nici. Bine, mă, Mirabela, știi, tot Divertis era, da. Că eu am fost fan Divertis și de alea am pe toate în cap. Zice, să trăiți, domn director. Și zice, dar nu mai sunt eu director. Nu mai sunteți dumneavoastră director, dar... Dar cine e, mă, Costică director? Știi? Așa și să rămână, doamnă, nu sunt doamnă. Bine, mă, Mirabela. Știi, cu mă, așa că ne... Da. Că ne tutuim. Spune, mă, Mira. Da, Mira. Am înțeles. Mira, mii de mulțumiri. Că ai fost alături de noi, n-au trecut mult, 2 ore. Atât de mult mai ținut? Da. Tot trebuie mai tăiem la... De... Nu, dă micii. Eu, dai mici. Și eu îți dau mici. Nu! Eu îți dau Gulia. Gulie. Dar vezi că are nobor Gulie, îl trimitem pe Adiță Hebar. Adiță, vezi că venim la tine. Da. Da. I-a zis că nu-i spui. Păi nu, că asta dăm după. Aha. Deci întâi săptămâna viitoare... Gulie cu sare. Și cu mici merge... Încercăm. Păi dacă n-am mâncat nimeni, mâncăm noi. Și să vină și cineva din presă să facă poze până gratile. Lasă, zică, Mirabela Dauer mâncând. Lasă că m-au prins. Te-au prins? Da. La Taverna Sârbului, unde mă duc eu tot timpul. Aici la noi sau la Sinaia? Mai bune aici. Bun. Îmi place ciorba de fasole aici, mor după ea. Aici cu salată de ceapă. Nu mă dă mâncare, ai vorbit, să nebunez. Păi dacă mănânc... Să și vede că eu sunt un tip costeliv, dar așa, știi? Dar ce să fac? Mănânc. E poftă, sunt un om sănătos. Deci n-ai luat-o cu veganul, cu quinoa, goji. Atunci ar fi trebuit să mă internezi. Am înțeles. La cine vrea să țin așa? Eu nu vreau și nu vreau să mă ștenesc pământul. Cât o vrea Dumnezeu să mă țin aici, să mă țin, dar să mă țin bine. Ce ne place cel mai mult? Adică... Slană, ceapă, untură. Păi și doctor, dacă aude acum...
E, știe, Ana, știe ce zice. Știe. Deci, da, ca lumea, grăsime da. Sănătoasă, da, nu umblăm da, cu da, fofârliga, da, cu sălățică, da. Cu... Păi dacă ciorbică, ai scăvit la ăștia la militar rezident... Ciorbică de fasole, iar la aici, la Taverna Sărbului... Ia, fiți atenți. Nu s-au uitat unii la mine. Eu știi când beau supa sau... Eu nu mănânc, că mă deranjează... Aia, lingura. Păi mă omoară drumurile. Mă omoară. Până să termină din polobă, da. Din bovală? Și eu iau bolul. Și te-au prins? Și m-au prins, da. Nu știu unde erau, în tufiș. Da, da. Și-au dat greu cu din asta cu... Da, și ce dacă? Eu tot așa aveam. Păi eu ar trebui, cred că ar trebui să te bucuri dacă la 77 de ani vinzi. Păi eu nu mă bucur, eu sunt fericită. Păi, da. Ca cea ce de fapt, am 14 ani eu. Peste cât? Nu, am 14 ani. Pe ce, ești născut în 29 februarie? Măi, băiatule, dacă e 77, nu-s 14? A, bravo. Hai mă, Cătăline. E cât a domnit Ștefan cel Mare, știi, 7 minute, de la 14.57 la 15.04. E, eu ăla sunt. Deci era și el mic de statură. Trebuie să-ți faci buletin. Îmi fac buletin. Oricum, mi-au dat buletinul până în 71. Stai la Bogați acolo în Chiajna? Da, dar curte nu la mare, Bogați. Aleargă cai până, ce ai? Jderi, ce ai? Leoparzi? Jderi. Nu la Bogați? Nu sunt la Bogați. Nu sunt pe malul lacului. Păi facem, tragem o apă până acolo. Un canal, un ceva. De ce? Păi să ai apă. Las că am apă. Nu trebuie mie la Bogați să vină apa pe mine. Dacă e un tsunami. Bate mai mult, da. Da, ai vezi de treabă, da. Nu trebuie mie. Dacă ai zis că nu vrei apă, avem de la niște prieteni, asta trebuie să-ți dau, n-am ce să fac. Că așa pleacă toată lumea de aici. Și atent că e cu muzică, că e colecția Traviata. Am auzit de doamna asta, Traviata. Cine e? Cântă. Cântă, am auzit de ea. Traviata nu a fost, n-a fost scrisă pentru Ariclea d'Arcle? Nu știu, măi. Sau nu era Traviata? Prima noastră, Tosca, nu, Tosca a fost. Vezi. Tosca a fost, să nu urcăm, da. Induce în oroare, vezi? De la Crama Bratu. Știi cine e Crama Bratu? Pe domnul Duță de la Neața cu Răzvan și Daniel, știi? A, și el are cramă? Nu, soția dumnealui, că s-a căsăduță. Cum, băi, cum imediat s-a lipit. Crama Bratu. Asta chiar e... Eu îl invidiez pe el. Nu e butaforie. Eu îl invidiez pe Duță că... Toată ziua mănâncă, numai da, chiolhan, da, numai jumeri, da, numai când pune alea dimineața, mi se face apă în gură. Uite, la... uite cine trăiește sănătos. Păi că da, mă gândeam că zici salată, goji, guacamole. Dar ce sunt eu? Iepure. Legume? Iepure. Zici, cele mai bune fructe sunt fructele de coteț. Da? Orcu. Da. Și așa mai departe. Păi și mie îmi plac legumele. Mirabela, Mira, cadou din partea oamenilor. Mulțumim. De la Crama Bratu, îl iei, nu mi-l dai înapoi după, știi că mai mă întreabă cineva, trebuie să-l dau înapoi, mă, după? Nu, îl bag nu, la chiar colecție. E pe bun. Bagă-l acolo că nu se știe. Bag la colecție aici. Să rămână încă o dată. Noi mulțumim. Terminăm cu cea mai rosită dintre toate zilele noastre, cea în care n-am râs. E bună treaba asta? Rămâne? Sau o schimbăm? Ai altceva? Nu. Cea în care n-am cântat, cea în care n-am... Nu, să fim bucuroși. Bun. Deci și în asta includem tot. Bun. Stai așa să vezi cum formulez. Deci mulțumim Mirabelei Dauer, asta trebuie să mulțumesc. Mulțumesc prietenilor noștri de la Casa Pariurilor și cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am fost bucuroși. În care nu ne-am bucurat. În care nu ne-am bucurat. Să rămână încă o dată și mii de mulțumiri. Eu mulțumesc pentru invitație și poate facem și seria a doua. Am înțeles. Asta. Gat. La Chiajna, în curtea acolo, în curtea aia mare. Stai și să vină vara. Da, grătar ai? Facem. Hai să ne munesc. Dar până atunci, obor, gulie, mici. Micicioși. Bun. Fii atent că ai zis că asta rămâne, asta nu se șterge. Știi cât ține asta, că e pe dischetă, pe de-asta. Nu mă cunoaște omul ăsta. Am înțeles, gata. Cred că începe să... Da, să rămână. Mirabela mă cheamă. Să rămână. Cătălin, vezi că știu Gică Petrescu tot, fără să beau. Eu n-am băut în viața mea și... Adică mă țin de tine. N-ai înțeles. Mă țin. O să vezi. Mă țin. Săptămâna viitoare primești. Ma. Unde e neagică Dumnezeu? Uite. Uite-te puțin cu ce stăm și nu e bășcălie. Adică îi dau de la și mi-e dor de un amor cu o fată din obor până cât vrei. Uite, drag de... Aici este, Dumnezeu, deci nu-l ține la bășcălie. Observ, Gică și Phoenix. Adică eu zic că ne-am așezat. Și jos iubi forti. Și mie mi-au plăcut. Știi cum s-au cunoscut? S-au dus că erau toți șomeri și când completau formularul ăla, formularul ăla se chema UB40. Așa se chema formularul pe care ei îl completau ca să le dea ăia ceva acolo. Nu știu cum, British 40. Și au zis, bă, tu ce știi mă să faci? Și l-au zis, eu cânt. Și tu, și tu. Bă, hai să facem o formație. Și cum îi zice? Păi uite, bă, după formularul ăsta.
Și formularul la UB40 e iubiforti. Gata, că o ținem 3 săptămâni și să mai mergem și noi să mai mâncăm, să mai... Nu? Nu, azi nu. Păi ce, auleu, e miercuri, azi e post. Post. N-ai voie să mănânci azi. Da, lasă. E, ceva așa. Da. Să rămână cu o dată. Ușor. Roata morii se învârtește. Țac, țac, țac. Toate cele bune, numai bine, la revedere. Hai să terminăm o dată că e târziu.